Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați trader! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii, podcastului, evenimentului The Power Table. Discutăm astăzi, ca de obicei, despre performanțele companiilor în acest final de sezon al raportărilor financiare, despre climatul general din piața locală de capital, Bursa de Valori de la București. O să discutăm cu una dintre cele mai cu CEO-ul uneia dintre cele mai interesante companii listate la Bursa de Valori de la București, membră de mulți ani și, dacă mi-am aminte corect, una dintre primele companii care și-au făcut publice acțiunile, să spun, ale căror acțiuni au devenit publice și automat tranzacționabile, chiar foarte aproape zona debutului pieței Aero. Deci sunt ceva ani din acest punct de vedere. Spuneam că ne aflăm la sezonul raportărilor, la finalul sezonului de raportări financiare, în special pe piețele externe putem trage linie aproape definitiv cu privire la performanțele companiilor, iar acest lucru s-a tradus printr-un nivel ridicat al cotațiilor bursiere. Mă refer în mod special la piețele din Statele Unite, dar și, spre exemplu, la DAX 40, indicele reprezentativ al Germaniei. Suntem milimetric sau foarte, foarte aproape de maximele istorice, cu o performanță absolut spectaculoasă, atât pentru indicele S&P 500, dar în special pentru indicele Nasdaq, cel plin de companii din sectorul de tehnologie, cu, evident, componenta aceasta extrem de nouă, de modernă, a inteligenței artificiale. Dar o să începem cu o analiză și o prezentare generală asupra climatului investițional de la București, de la Bursa de Valori București. Și alături de mine, pe calea undelor, la celălalt capăt al wireless-ului, se află Ștefan Muzgociu, specialist business development și public affairs la Bursa de Valori de la București. Bun revenit, Ștefan. Îmi pare bine că ne întâlnim din nou aici. Ce ai mai făcut? Ești ok? Toate bune, suntem în proces de reașezare, să zicem, aici, în noul sediu. Că dacă tot întreb ce am mai făcut, cred că aș putea începe chiar cu BVB SA, să zicem, cu entitatea în sine, care suntem în procesul de relocare. Acum BVB SA este în noul sediu. Urmează să vină și colegii de la depozitarul central și cei de la contrapartea centrală. Suntem între grupul. Da, 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 tot grupul vom fi într-un nou sediu. Pentru că, până la urmă, așa e firesc să fie. Dacă vrei să ai o simbioză cât mai ok între companiile dintr-un grup, asta e varianta cea mai bună. Altfel, ce am mai făcut noi, cred că noi, Bursa, am încheiat un an bun, chiar cel mai bun din istorie, dacă e să ne gândim la valoarea tranzacțiilor, la IPO-uri, la număr de investitori în piață. La capitalizarea totală a pieței, nu? La capitalizarea totală, chiar mă uitam acum că suntem din nou acolo aproape de maxime, 319 miliarde de lei. Maximul era undeva 320 de miliarde, dacă nu mă înșel, dar a fost undeva anul ăsta. Deci am început 2024 cumva în forță piața. Uh-huh. Bine, iar trebuie să menționăm un aspect. Capitalizarea totală
are două componente sau depinde de doi factori. De valoarea companiilor deja listate, la care se adaugă companiile noi. Presupunând că companiile care sunt deja listate rămân fix la același nivel și mai vin două IPO-uri, capitalizarea totală va crește. Corect. Și oricum, anul trecut am beneficiat de ambele. Sigur, atât de companii trecut, da, de hidroelectrică a avut un impact, de fapt, un impact uriaș. Uriaș, da, cam asta e termenul, uriaș. Și totodată au crescut și numărul și valoarea companiilor. Nu țin minte să fie avut, de fapt, au mai fost în ultimii ani, dar sunt niște ani excepționali, că să ai creșteri de 30 și ceva la sută spre 40% chiar pe indicele BET Total Return. Țin minte pe vremea când am intrat eu în piața de capital, astfel de creșteri erau ceva ieșit din comun. Dar iată că piața ne învață lucruri noi, trebuie să fim tot timpul deschiși și să acceptăm ceea ce vine, să vedem cum ne adaptăm. În momentul în care totul merge în sus, cred că toată lumea e fericită. Anul ăsta a început în forță, chiar mă uitam acum pe indicele BET, care a bătut un nou maxim istoric, 16.204 puncte pe închidere, ceea ce e super, o veste foarte bună. Spuneai că se apropie și, de fapt, și pe afară, sunt tot acolo în zona maximelor, piețele... Investitorii sunt optimiști. Climatul sperăm... în general este cel puțin optimist sau chiar foarte optimist, să spunem. Da, acum trebuie să luăm... Veștile despre cele două războaie nu mai impresionează piețele. Tensiuni geopolitice de asemenea. Veștile da, aici... despre inflație sunt ok, deci... Aici eu aș pune totuși un, să zicem așa, un disclaimer, pentru că ok, noi vedem că suntem, avem un război în continuare la graniță, dar și suntem puțin impasibili. Anul trecut nu. Atunci, dar totuși străinii încă văd asta ca un potențial risc. Și de aia nici nu o să-i vezi foarte, cum să zic, optimiști în ceea ce privește să sară efectiv, să vină cu sacii de bani, să zic mai metaforic. Încă se uită atent la ceea ce este în jurul nostru. Da, cu toate astea, anul trecut am fost pe buzele multora dintre investitorii străini, chiar și alte burse din, să zicem, asociațiile în care suntem noi, dar și alți operatori de piață erau foarte încântați de succesul pe care l-a avut IPO-ul Hidroelectrica și cumva a fost așa ca un semnal pentru cei care aveau anumite semne de întrebare. Poate sau nu poate piața din România să ducă un IPO de genul ăsta. Uite că s-a putut și dacă stăm să ne uităm la ponderea străinilor versus investitori locali în cadrul IPO-ului, vedem că undeva cam 3 sferturi au fost investitori locali, ceea ce a fost un semn foarte bun. Deci păi piața nu poate e rău, să absorbă. Nu e neapărat rău. Da, asta a fost dovadă clară pentru mulți. Nu e chiar rău că n-au venit din prima străini. Nu. Pentru că ei, să presupunem că vor veni peste 2 ani. Nu? Presupunem, tot cu un disclaimer evident, că valoarea hidroelectrică, prețul acțiunii va crește. Presupunem, da? Și atunci investitorii aceștia români care au intrat din prima își vor primi răsplata pentru riscul pe care și l-au asumat. Vor vinde la străin mai scump. Corect, și atunci asta... rămân banii la noi, ca să zic așa. Da, e și asta un scenariu. Bun, cum ceva investitori străini au intrat în piață.
pentru că hidroelectrica a intrat cumva destul de rapid. S-a folosit un fast entry, este termenul în engleză, în indicii FTSE, după aceea au intrat și pe MSCI, adică interesul este destul de mare pentru companie, pentru hidroelectrica și nu numai. Am văzut recent că FTSE a inclus în indicii săi și electrica și AROBS. Adică ponderea României a început să crească destul de mult în indicii furnizorilor internaționali de lichiditate. Acum avem 24 de companii în indicii FTSE și 13 în indicii MSCI. Ceea Ceea ce ce acum înseamnă 5 ani de zile, nu știu dacă ne-am fi imaginat. nu Poate cred. cei mai super optimiști, dar Eram optimismul, da, este nu atât de cum mult, totuși. Și încă un aspect, cu război la graniță, da? Ca să folosim sintagma, câte listări eșuate am avut? Eu mă aminte de una singură. cam aia e Corectează-mă singura. dacă Nu, nu, greșesc. cam aia e singura. Da, cea cu câteva săptămâni, o lună înainte de hidroelectrică. Da, aceea e. Păi, da, și inclusiv companii mai mari, companii mai mici, obligațiuni, Da, tot și felul s-au mai de. făcut inclusiv acum și în iarnă și acum în lunile astea s-au mai realizat tranzacții. În iarnă au fost obligațiuni municipale, ceea ce până recent știam doar de București că se împrumută. E, în iarnă am avut Consiliul Județean Cluj, Și nu avem Primăria cum să am Reșița, citit ieri sau Reșița. astăzi, citam Reșița, da. Da, astăzi a fost listarea. Și culmea, Reșița a venit cu obligațiuni municipale verzi, ceea ce a fost chiar un. A fost, Premieră. cum să zic, premieră, da. A fost prima astfel de municipalitate. Dovadă că investitorii sunt interesați și vedem că și emitenții încep să fie ceva mai atenți la ceea ce le Se oferă întâmplă. piața de capital. Și încep Adică să fie din încep ce în ce. lucrurile. Cei care devin atenți încep să fie din ce în ce mai mulți. Ori asta contează, în opinia mea. Da. E Până aspectul la cel mai urmă, important. da, până la urmă, cred că ar trebui să ne aducem puțin aminte cum a debutat și piața Aero, spre exemplu, sau cum era în 2015-2016. E, a durat abia din 2019, lucrurile efectiv au început să se miște ceva mai rapid. Și sunt convins că vor merge din ce în ce mai bine. Și de acum Așteptările încolo. inițiale erau mai pozitive, să spun. Da, corect. Dar eu țin minte că exact în ziua deschiderii pieței Aero l-am avut ca invitat în emisiune la Money Channel pe Bogdan Murgescu, care era pe vremea aceea, să zicem, un fel de, mă rog, responsabil, dar era implicat în domeniul acesta și a fost un mi-aduc aminte și toată viața o să mi-aduc aminte de acest moment. Din ce domenii de activitate, sectoare, am putea vedea acțiuni noi în perioada următoare, până la finele anului, să zic. Ce se coace pe acolo? Mi-aduc aminte că ai spus că erau niște proiecte. Da, Mi-am aminte de la precedentul podcast. proiectele sunt, unele merg ceva mai repede, altele se mișcă ceva mai greu. Ce pot să zic, nu depinde doar de noi. Și Sigur. chiar și la companii, pentru că și inflația le-a pus unele probleme. Mai spun de cele din domeniul agribusiness care au avut niște probleme atât din cauza, să zicem, prețurilor în scădere Concurenței la cereale, dar și neloiale. ok, tu ai spus-o E așa. asta e adevărul, na.
dar și din cauza secetei. Și atunci domeniul ăsta a fost cam afectat. Atunci încă suntem în discuții să vedem ce se întâmplă cu companiile care erau interesate din acest domeniu, pentru că până la urmă, cred că nici ei și nici investitorii nu și-ar dori să vină o companie pe piață doar de dragul de a veni și a bifa acolo, m-am listat. Nu, toată lumea vrea să aibă un preț cât mai corect. Până la urmă, pentru asta e bursa. Agri ar putea să fie unul din sectoarele care să ar putea, noi listări. Da și nu. Încă suntem în discuții cu mai ar multe companii. Ar putea, da. Da. După aceea avem din tehnologie, să folosesc un domeniu cât mai amplu, ar mai fi din energie și cred că o să mai vedem niște emisiuni. Asta de... Interesant. Da, până la urmă, dacă stăm să ne uităm, și energie și utilități au fost și sunt niște domenii, cum să spun, tradiționale, să zicem așa, cel puțin pentru Bursa de Valori București. Pentru că noi am avut încă de la început companiile din energie care au susținut băncile, cam asta era bursa la început. Ulterior s-a diversificat gama, oferta, să-i spunem așa, și acum efectiv avem, să folosesc o metaforă, avem pe tarabă, dacă e să o folosim în sensul ăsta, sunt mult mai multe domenii de activitate. Și sunt convins că vor mai apărea unul, poate două alte domenii, dar e greu de spus clar momentul în care va fi. Mi-ar plăcea să văd un fel de sector, poate chiar și cu un indice, pe energie verde. Companiile implicate în energia verde. Inclusiv hidroelectrica, desigur. Adică poate companii care realizează, importă, montează, whatever, fotovoltaice, știu eu, adică lucruri de acest gen. Se discută despre producție, stocare de hidrogen, de exemplu. Deci este un domeniu de viitor. Și da, să spun că mi-ar plăcea. E un domeniu de viitor, dar știi cum e, trebuie să ai toate companiile care să fie în indicele respectiv doar pe o piață. Nu poți să faci un mix între aero și piața principală. Că nu te ajută. Da, efectiv. Da. Avem și companiile după aero care sunt destul de ok, mai Simtelul care poate să intre în zona asta de care ziceai tu, dar momentan eu zic că dacă avem mai multe ETF-uri, ca să o dau așa, e mult mai simplu pentru toată lumea să investească. Sigur. Da. Sigur. Adică am văzut chiar pe ETF-urile, cele două ETF-uri listate acum la BVB, am văzut că e un interes din ce în ce mai mare. Sigur. Să se cumpere și până la urmă, valoarea unui ETF este cumva, din anumite puncte de vedere, similară cu valoarea unui indice sau dinamicile respective sunt cumva... Corect, iar pentru investitor... un indice tranzacționabil, na, putem să o luăm așa. Eu le recomand investitorilor începători ETF-ul pentru că e cel mai ușor să-l înțeleagă. Da. Altfel e greu la început de drum să te mai apuci. De tranzacționat de cele mai multe Corect. Ori. Da. Mai am câteva întrebări primite din partea urmăritorilor noștri. Spre exemplu, o sugestie ca propunerea de dividend să fie publicată odată cu raportul preliminar pe anul precedent. Așa cum procedează SNP și BRD. Am încheiat. Da, mulțumim pentru sugestie, dar asta depinde de companii, de emitenți. Ei stabilesc clar cum își comunică și propuneri de dividend și situațiile financiare, dacă vor să le
pun împreună sau nu, e greu de făcut. Noi putem să le spunem, să le transmitem această sugestie și vedem ulterior. Apropo, fac o scurtă paranteză. S-a pus problema acum câteva săptămâni, o lună și ceva, de acel gen de raportări care să nu mai fie neapărat trimestriale, să fie semestriale sau anuale pentru aero. A fost o discuție, a venit o propunere de genul ăsta. Cum s-a poziționat BVB pe această speță? Ne-am poziționat, am avut aceeași poziție ca și a pieței. Adică noi, ok, era vorba, propunerea era să le scoată cumva din lege. Dar asta nu însemna că le scoate în afara legii. Atenție mare la această mică nuanță. Ok, erau în reglementări, se spunea că trebuie făcute. Dacă nu ți mai spune trebuie făcute, nu înseamnă că tu, dacă le faci și comunici în continuare, nu. Da, dar ar putea să fie o portiță pentru unii care nu vor să fie transparenți. Noi le avem încă în reguli. Adică regulile noastre încă au aceste cerințe de raportare. Și nu este, cum să zic, ok, legislația spune ceva, dar la mine acasă trebuie să respecti ceea ce este în regulile casei mele. Uh-huh. Adică, ok, dau un exemplu, se circulă cu mașina doar pe partea dreaptă, pe șosea. Regula fiecărei case spune că în casă nu circul cu mașina. Am dat un exemplu. Adică sunt niște reguli. Adică la mine în casă te lasă circul cu mașina și dacă nu ai ITP, știi? Da, bine, poate să fie și asta. În glumă, nu? Da. Dar ideea este că noi avem în continuare aceste cerințe de raportare și astea trebuie respectate. Foarte bine, foarte bine. Țineți cu dinții de ele, pentru că este un semnal extrem de încurajator pentru investitori. Da, și pentru investitori, dar am observat că și companiile nou venite și cele mai vechi și cele care au o relație foarte bună cu investitorii înțeleg utilitatea acestei comunicări, să-i spunem, periodice. Contrapartea centrală, se mai aude ceva despre? Recent, în februarie, dacă nu mă înșel, undeva pe la jumătatea lui februarie, nu mai știu exact data, a fost aprobată de către ASF cererea pentru lansarea pieței derivatelor. 2024, asta e targetul pentru contraparte, pentru piața derivatelor. Vedem. E mai nu mult. Aș... Te rog. Nu așa avansa un termen. Asta e 2024, pentru că s-au depus la Colegiul ESMA documentația, deja suntem companiile atunci când au ceva de anunțat sau urmează să facă ceva, intră într-o perioadă de blackout. Uh-huh. Nu intrăm în acea perioadă de blackout, dar nu aș vrea să vin cu o estimare. Amez ceva, da. Da. Avem partea birocratică, este cea care e mai dificilă și ar putea să dureze mai mult, sau partea financiară cu strângerea capitalului respectiv? Nu, capitalul este deja. Ah, avem capitalul, este, nu sunt probleme nu pe partea da. Asta. Dar chiar au de la lansarea contrapărții centrale au mai fost niște majorări de capital social, au mai venit alți acționari, nu e o problemă. Banii nu sunt o problemă aici, ci este doar partea de. Da, e doar partea aceasta de pași pe care trebuie să-i parcurgi ca să poți să primești, știu eu, premiu. Și la școală mergi, ai rechizitele, cărțile, caietele, dar trebuie să mai și scrii ca să poți să și știi foarte bine materia, ai învățat. Dar dacă tu nu scrii la lucrări, la teze, atunci e mai complicată situația. Da, și dacă n-ai caiet de teme,
Nu e notă, da. Exact. Adică sunt niște pași pe care încă mai trebuie să-i parcurgem până la putea anunța clar ceva. Încă o întrebare. Cum vezi evoluția bursei după alegerile din acest an? Am încheiat citatul. Aici, cu permisiunea celui care a pus întrebarea, aș vrea să mă abțin de la a face vreun comentariu, atât din calitatea lui Ștefan, reprezentant al Bursei de Valori București, cât și din calitatea lui Ștefan de investitor. Pentru că, ce pot să spun? Bun, noi ne dorim în continuare să avem o relație bună cu toate instituțiile statului și nu neapărat cu o persoană anume, ci cu instituția. Pentru că până la Sau, urmă. și nu neapărat cu o doctrină. Da, aici este decizia fiecărui partide cum își împart sau cum fac. Noi, până la urmă, după cum ați văzut, chiar și la noi se mai schimbă membrii în Consiliul de Administrație. Unii vin, alții pleacă, alții rămân. E, atâta timp cât avem parte de continuitate, lucrurile merg în direcția bună. Până Și la asta urmă, e. e ceea ce trebuie. Până la urmă, Da. nu mă aminte de mari zgâlțâieli pe piață în urma fenomenelor electorale. Nu mă aminte. Final de 2016, când am avut alegeri, final de 2020, nu mă aminte să fi fost mari schimbări de direcții în piață. O singură. Adică piața nu a fost foarte atentă sau influențată, nu s-a lăsat influențată, a fost rezilientă în urma presiunilor electorale, să spun. Piața a fost însă sensibilă când au fost acele zvonuri legate de fondurile private de pensii, 2017, cred, și odată cu celebra ordonanță cu Da, până la urmă. suprataxarea companiilor și am avut cât 8% scădere, parcă, sau ceva de acest gen la un moment dat Au pentru fost celebre. niște Da, fluctuații au pe fost, piață. da. Ulterior s-au remediat. Deci, putem Da, până la spune, urmă. fără riscul statistic de a greși, că aspectele politice nu sunt de mare influență pentru piețe, în limita genului de happening-uri, să spun, pe care le-am avut în ultimii 30 de ani, iar din punctul ăsta de vedere s-ar putea să fie un fel de non-event. Da, oricum, dacă vă uitați, noi cu statul, chiar cu instituțiile statului, avem o relație foarte bună, inclusiv toate aceste modificări ce s-au făcut de-a lungul timpului pe parte, să spunem, legislativă. Dar, totodată, dacă ne uităm și la partea în care statul este emitent, și aici mă refer nu numai la Ministerul Finanțelor, cât și la autoritățile administrative locale. Adică, îmi place să cred că instituțiile încep să înțeleagă rolul pe care îl are bursa, suntem din ce în ce mai vizibili și totodată statul dă chiar și un, să spunem așa, o mână de ajutor pe partea de listări prin această schemă de minimis care e inclusă în PNRR. Sigur. Adică vedem un ajutor din partea statului în dezvoltarea pieței și astfel nu cred că aceste alegeri ar putea să aibă, știu eu, reverberații. O ultimă întrebare. Mă rog, mai fani așa cumva, dar o menționez. Are în vedere BVB undeva în viitorul apropiat să listeze un ETF pe un Bitcoin? European sau chiar românesc? Întreabă persoana respectivă. Un răspuns simplu
în următoarea perioadă nu. Dar ne uităm la ceea ce se întâmplă și pe alte piețe mai mari care listează astfel de ETF-uri. Și oricum, ETF-ul în sine trebuie Deutsche lansat Börse în a anumit. anunțat astăzi ceva de acest gen. Da, asta spuneam. Ne uităm la ceea ce fac și alții. Dacă lucrul ăsta prinde și avem și cerere din partea vreunui administrator al unui astfel de ETF să se listeze la BVB, avem discuții și cu ei și vedem cum poate piața să primească Absorbe, da. această, da, să absoarbă. Dar pentru moment noi suntem, cum s-ar zice, plain vanilla market Ușor și conservatori, așa cum trebuie să fie o bursă. ușor conservatorii și culmea e că ne îndeplinim cu succes misiunea Sigur. de susținerea atâta economiei a companiilor și totodată am văzut că investitorii au avut destul de bune, randamentele au fost destul de bune în această perioadă. Iar pe partea de strângere de capital, ce pot să spun? Aproape 12 miliarde de euro din 2019 până acum, cred că înseamnă ceva. Sigur. O ultimă idee pentru cei care ne urmăresc, te rog. Să stea aproape de noi, să continue să investească și cel mai fain lucru pe care e cumva și ca o provocare, să spun așa, e să le vorbească și prietenilor despre investiții. Și de ce spun asta? Pentru că ieri eram efectiv la o trecere de pietoni. Și erau lângă mine trei băieți, undeva 20, între 20-30 de ani. Și ce mi-a atras atenția în discuția lor era cu donatul de sânge și că ulterior să meargă și să subscrie la titluri de stat Fidelis. Vorbeau inclusiv de dobândă, că pentru donatori era 7%, celelalte 6% dobânda. M-am uitat prima oară, să văd, zic, mă, cine sunt ăștia, că ar trebui să îi știu totuși. Erau niște tineri. Adică eu nu-i mai văzusem până acum, dar mi-a plăcut această idee în care trei tineri dezbăteau un subiect despre piață de capital și cu o componentă socială, efectiv. Uite, asta ar fi provocarea pentru cei care ne urmăresc acum. Să încerc ce să discute cu prietenilor despre partea asta cu investițiile. Asta ar trebui cât mai multă. Știi cum e? Nu există prea multă promovare pentru astfel de idee. Oricât de multă promovare îi face, e binevenită și Cred că prietenii aia, la un este. moment dat, dacă vor începe și ei să investească, peste Cu câțiva siguranță ani, vor trece le pe vor spune să știi că a fost bună discuția aia. acțiune. Da. Sperăm să se uite și la discuțiile noastre și să le aprecieze la fel de mult. Ștefan Muzgociu, mulțumesc frumos pentru participare la The Power Table. Sperăm Mulțumesc frumos, să Liviu. ne revedem în curând, doamnelor și domnilor. Mergem mai departe în desfășurătorul acesta al The Power Table. Îl avem alături de noi pe domnul Cătălin Chiș, președinte al Consiliului de Administrație Life is Hard SA. Bună seara, domnule Chiș! Bună seara, bine v-am găsit. Intrăm direct în tematică. Cum spuneți dumneavoastră că sunt sau au fost rezultatele financiare ale companiei Life is Hard și dacă aveți ceva noutăți legate de companie? Cred că în viața fiecăruia dintre noi noutăți apar tot timpul. Pe unele le putem comunica, pe altele trebuie să așteptăm să îndeplinim în anumite condiții sau anumite Și norme. sunt unele care sunteți obligați să le comunicați. Spre Da. exemplu, rezultatele, nu?
Da, și demersul acesta de a comunica rezultatele, care la început părea acum mulți ani de zile foarte nevoios, începe chiar să ne ajute din ce în ce mai mult, în ideea în care începem să ne cunoaștem tot mai bine lucrurile și business-ul la nivelul ierbii, cumva. Anul trecut a fost un an foarte interesant, cu multe provocări pe foarte multe linii de business. Așa ca și o perspectivă globală asupra întregului business, aproape pe fiecare linie de business am crescut și pe fiecare linie de business, fără niciun dubiu, s-a construit un fundament sănătos pentru următoarea perioadă de existența companiei sau a companiei. Ați menționat provocări care au fost, pe care le-ați întâmpinat. Ne puteți menționa câteva? Da, cele mai mari provocări în demersul acesta de construcție este să construiești o echipă care să aibă energia și direcția și tempoul același pentru a putea să genereze valoare adăugată mai mare pentru toți actorii din cadrul unui business. Pare foarte așa ușor când te uiți din afară și te uiți la succesul unora sau altora, dar în interior întotdeauna există foarte multe provocări. Una dintre cele mai mari provocări pe care o avem în mod constant este alinierea culturilor organizaționale a companiilor în care suntem parteneri și a companiilor care au făcut la începutul anului 2021 și la jumătatea anului 2021 acel joint intrând în Life is Art. Pe de o parte am câștigat niște lucruri și clar și evident suma este pozitivă, dar pe de altă parte au existat și mici lucruri pe care le-am făcut greșit sau le-am estimat diferit în momentul construcției respective. Constat că v-ați axat preponderent cumva pe anumite aspecte interne ale organizației dumneavoastră, ale bucătăriei interne, să spun. Provocări din plan extern, ale ce țin de relațiile cu clienții dumneavoastră, cu piața pe care funcționați, piețele pe care funcționați. Acele provocări sunt cumva naturale și firești. În momentul în care începi construcția, te uiți foarte atent la ce potențial există în piață, la ce tipuri de clienți sau ce tipuri de piețe dorești să accesezi și cumva ești pregătit să intri în acea bătălie. Ne lovim cu aceleași probleme și provocări pe care le are orice companie, adică piață, clienți, bani, încasări, creșterea business-ului, construcția de rentabilitate și profitabilitate, eficiență. Deci le avem pe toate pe masă și ne uităm la ele în fiecare zi, doar că pe unele le simți mai aproape și altele le simți mai îndepărtat cumva și cred că cea mai aproape resursă la care te uiți în mod constant până la urmă e resursa umană. Iar resursa umană poate să facă diferența într-un anumit context, deși să nu uităm că uneori și contextul e extrem de important, dacă nu poate cel mai important, că poate să fie un context favorabil sau nefavorabil. De multe ori avem părerea sau percepția că ni se datorează nouă totul, dar contextul este cel care determină sau este un vector de creștere. Dar așa cum spuneam, cred că cel mai important lucru sunt oamenii cu care interacționezi, cu care lucrezi și ei te ajută să crești sau tot ei te ajută să scazi în demersul pe care îl ai, cifrele fiind un rezultat al sinergiilor gestionate în această interacțiune, că este interacțiune internă sau că este interacțiune externă. Noastră compania oferiți produse și servicii customizate de digitalizare pentru IMM-uri. Ne puteți da câteva exemple de astfel de soluții? Citesc din întrebările pe care le-am primit de la investitori. Avem
Mă gândeam de unde să încep, că sunt foarte multe direcții și perspective. Avem timp. Avem timp, e perfect. Vreau să spun că motiv pentru care am și îngropit o mică prezentare pe care la un moment dat probabil Dar că vreau vă să ajungem acolo, vă rog. ocazia. Ne-am asumat și ne dorim să fim un partener, un key technology partner pentru piața din România, astfel încât să oferim soluții digitale pentru clienții mici și mari sau inclusiv clienți guvernamentali. Una dintre soluțiile pe care le avem și cu care ne mândrim, pe care o punem de fiecare dată când avem ocazia pe masă, este aplicația 24 Broker, care este un catalizator al industriei de asigurări. Această aplicație, de fapt, digitalizează aproape 40% din piața de asigurări din România, raportate la volumul primelor emise prin aplicație. O altă aplicație la care ne uităm și ne dorim să creștem cu ea este o aplicație pe care am oferit-o și pe care am construit-o împreună cu partenerii noștri pentru Consiliul Județean Cluj, în zona de comunități, prin care digitalizăm partea de cadastru al instituției. De asemenea, avem și alte aplicații pe care le împingem în piață din zona de ERP CRM sau Light ERP CRM, se numește eok.ro sau e ok să facem business în România, încercând să susținem antreprenoriatul și micii antreprenori în România. Permiteți o scurtă paranteză. Să le explicați celor care ne urmăresc, vă rog frumos, ERP și CRM, ce înseamnă, de unde vin acronimele acestea. Iar CRM cred că este mai cunoscut, dar celălalt, nu știu, de asta zic. acronimul de ERP vine de la Enterprise Resource Management și ne ducem către zona în care ai o aplicație care te ajută să-ți digitalizezi procesele interne în cadrul întreprinderii, astfel încât toate resursele pe care le ai să fie alocate în mod optim și să generezi valoare adăugată cât mai mare. Dacă vreți sau doriți, putem să facem o comparație între un planificator al producției pe care pe vremuri o făceam pe Sigur că da. hârtie, așa și astăzi o facem pe calculator, doar într-un mod mult mai optim și optimizat, astfel încât să lucrurile să genereze cât mai multă ușurință pentru cei care utilizează și iau deciziile într-un anumit moment. Inclusiv noi suntem în momentul în care implementăm un ERP pentru că dorim foarte mult să ne controlăm foarte bine resursele la nivelul la care am ajuns. Soluțiile pe care le oferim noi în zona aceasta de digitalizare se adresează mai degrabă segmentului SOHO-SME, adică companiilor mici și mijlocii. Noi, având astăzi așteptarea de la întreaga structură pe care am construit-o să mergem către o companie cât mai mare. Tocmai ce am primit o întrebare nouă. De ce nu acordați, sau compania de ce nu acordă acțiunile gratuite cu o perioadă de vesting, spre exemplu, de 3 ani? Spune dânsul că în Statele Unite se acordă acțiuni gratuite la angajați numai dacă au rezistat 3 ani în companie. Am încheiat citatul. Îi mulțumesc celui care a trimis sau celei care a trimis întrebarea. Răspunsurile sunt multiple și vin din zone foarte, foarte diferite. Ca să pot să răspund complet, ar trebui să intru un puțin în istoria Life is Art și momentul 2021, când am început să ne uităm la acest demers pe care l-am avut ca și companie de a ne lista pe piața Aero. Demersul pe care l-am avut sau intenția pe care am avut-o la momentul listării a fost o intenție de transparentizare mai degrabă a activității noastre în raport cu piața pe care o deserveam, piața de insurance, deoarece primeam foarte multe interpelări și întrebări din partea clienților noștri dacă avem vreun partipris sau avem vreo înțelegere cu vreun client de al nostru care creștea foarte, foarte repede.
Deci asta a fost o întrebare pe masă și unul dintre motivele listării companiei s-a datorat acestei întrebări pe care am primit-o. În momentul în care cumva i-am invitat pe toți partenerii noștri să investească și să fie alături de noi într-un proces cât se poate de transparent. Un alt motiv pentru care am listat compania a fost dorința noastră de a avea o evaluare cât se poate de clară și curată din partea pieții, deoarece în același timp aveam și propuneri de a face exit din companie și nu știam cât de bine sau care este procesul cel mai bun de a ne evalua din perspectiva pieții. Am dat un pic de context al întregii discuții. Dacă mi-aduc aminte corect și vă rog să mă contraziceți dacă mă înșală memoria, undeva în vara anului 2015 a avut loc listarea pe piața Aero și a fost a doua companie după Sandy sau a treia, ceva de acest gen. A fost prima companie de software care s-a listat în România și prima companie de IT după Bitnet. Aha. Da, țin aminte ceva cu prima, parcă a fost simplu. În fine, da, asta vreau să vă mulțumesc pentru detalii. Ok, am dat un pic de context din care au fost motivele principale pentru care ne-am listat în 2015. De-abia din 2020, începutul anului 2021, am început să ne uităm cu atenție la la mecanismul acesta de piață, unde eram listat și începeam deja să îndeplinim destul de multe din cerințele pieții reglementate și ne-am decis să începem să creștem și să folosim instrumente financiare și să folosim cu adevărat oportunitățile pe care listarea pe piața Aero ne-a oferit-o. Unul dintre demersurile pe care le-am aplicat la momentul respectiv a fost alocarea de acțiuni gratuite în prima fază pentru toți angajații pe care îi aveam, indiferent dacă aveau 10 ani de zile sau un an de zile complet, în intenția de a vedea fiecare dintre colegii noștri că participă în construcția Life is Art. Desigur că de la prima iterație de SOP, acum suntem la a treia iterație de SOP și deja ne gândim la a patra iterație de SOP, lucrurile s-au rafinat. Ne îndreptăm în acest moment spre acel mecanism de vesting, care este uzitat acum în România foarte mult la nivel de startup-uri, dar încet încet vor fi preluate și pe partea de piețe reglementate. Este un mecanism care în afară prinde foarte, foarte bine, dar încet mergem și noi în direcția respectivă și încercăm să ne structurăm cât mai bine lucrurile. Mai am câteva întrebări din partea urmăritorilor. De unde vin majorările de costuri la Performia? Vreau să glumesc, nu-mi dau seama cât de serios trebuie să fiu. Putem glumi, de ce nu? Suntem între noi. Deci... E perfect. Vreau să spun că din contabilitate. din acolo. Da. Am intrat în Performia în anul 2020-2021 și am început să ne uităm să vedem cum putem să construim Performia. Performia a înregistrat cifre de la un an la an în creștere din perspectiva cifrei de afaceri și din perspectiva profitabilității. Ultimii doi ani de zile am încetinit creșterea în partea de profitabilitate, deoarece ne-am uitat din nou, cum ne-am uitat și la Life is Art și și la InnoByte în momentul în care am intrat partenerii cu tot ecosistemul, să construim un ecosistem și să construim un fundament care să ne ajute să putem crește într-o anumită perioadă, pe o perioadă de lungă de timp. Motiv pentru care ne-am uitat în zona de salarizare și încercăm să intrăm destul de să fim foarte atenți în zona respectivă, motiv pentru care am început să creștem partea de salarizare și să le aranjăm lucrurile. Suplimentar, am început un proces de digitalizare și de investiții în servicii de digitalizare pentru Performia, care să ajute creșterea companiei pe termen mediu și lung în raport cu
veniturile pe care le înregistrăm raportate la client și raportate la o piață destul de, n-aș zice agresivă, dar destul de dinamică în zona de aplicații pentru partea de contabilitate și servicii, cu atât mai mult cu cât digitalizarea prin toate mecanismele, inclusiv făcute de către legislator, de către pe tot ceea ce apare ca și legislație prin acest SPV prin care se vor emite toate facturile de la unul la altul, a generat o sumă de costuri pentru noi. Cu siguranță în perioada imediat următoare, în următorii ani de zile, randamentul performia va reveni și va arăta că deciziile pe care le-am luat într-o anumită perioadă sunt cele bune. Adică lucrurile vor reveni la normal, să zicem așa. Lucrurile vor reveni la normal din perspectiva așteptării investitorilor în ceea ce facem. Apropo de așteptări, divizia de insurance a Life is Hard a avut o evoluție spectaculoasă, ne spune un alt urmăritor. Credeți că va continua și în 2024 această tendință sau va urma o creștere, dar nu în același ritm? Ne întreabă dânsul. Bun. De multe ori am ajuns în situația în care o linie de business sau un business părea mai bun decât altul sau avea o creștere mai mare decât altul. Aș pune punctul și accentul că pe faptul că noi ne uităm la întreg ecosistemul și că întotdeauna unele divizii sau unele linii au de business au o viteză mai mare și altele au o viteză mai mică în funcție de maturitatea sau de momentul în care există. Partea de insurance la care ne uităm noi astăzi și la încercând să răspund la întrebarea celui care a adresat-o, s-a datorat faptului că au fost mulți ani de zile în care subiectul acesta de insurance a fost subevaluat ca și construcție. Motiv pentru care strategia și tactica pe care am abordat-o în 2020-2021, în același timp de a construi valoare pentru partenerii noștri și pentru clienții noștri, este să construim valoare și pentru noi înșine, deoarece lucrurile mergeau foarte bine, mai puțin bine. Prin aceste sinergii create în toate liniile de business, am vrut să vedem dacă în acești 3 ani de zile, 2021-2023, putem să dovedim întregii piețe investitorilor care au crezut și cred în noi că lucrurile pe care le facem sunt ok pentru toată lumea. Astfel încât ne-am focusat foarte mult pe fundament, fundament însemnând pe de o parte cifre financiare, cifre de afaceri și profitabilitate și investiții, dar în același timp fundament înseamnă pentru noi și echipă și procese, astfel încât să putem crește pe termen mediu și lung. Mă aștept ca în următorii 5 ani, deci nu mă aștept ca, nu voi răspunde strict punctul dacă anul acesta vom respecta creșterea față de anul trecut, dar mă aștept ca în următorii 5 ani de zile businessul nostru să explodeze literally, adică chiar să creștem ca făt frumos. Da, ar fi un aspect. Mergem mai departe cu întrebările, nu mai sunt multe, apoi vă invit din nou să procedem, să zic, la acea prezentare pe care ați zis mai devreme că o aveți. Intenționați să achiziționați noi companii sau părți din acestea pe lângă ce aveți deja și vin eu aici cu o completare. Intenționați cândva, nu neapărat for the foreseeable future, dar cândva în viitor să și vindeți sau să inițiați un parteneriat, să spunem, metaforic, cu unul sau mai multe fonduri de private equity? Răspunsul este da. La ambele. La toate întrebările. La toate întrebările răspunsul este da. Este da. Gata. Lămurit. Deci ne uităm la companii care să completeze portofoliul nostru
în ideea în care să construim leviere financiară și de creștere pentru Life is Hard. Ne uităm și la parteneri de business din afara țării noastre și din țara noastră, care să ne ajute și cu bani, dacă doriți, dar și cu experiență și expertiză, astfel încât să ducem business-ul la un nou nivel. Nu ne dorim într-un mod particular să creștem prin achiziții făcute la foarte, foarte repede și unde să pierdem controlul din perspectiva profitabilității și a construcției. Ne uităm într-o zonă foarte clară delimitată, în zona de insurance, să construim un ecosistem și o să vedeți și în prezentarea pe care o am. Ne uităm într-o zonă de business as usual, de digitalizare a mediului economic din România, unde ne dorim să construim o platformă de business care să genereze valoare adăugată pentru partenerii, clienții noștri, într-un mod fără echivoc. Și ne uităm pe plan, pe termen mediu și lung, și am găsit un cuvânt foarte, foarte frumos, care simt că ne reprezintă: intenționalitate. În intenționalitatea noastră am găsit o oportunitate pe termen mediu și lung care să ne ajute să construim leviere de a crește foarte frumos în industriile în care activăm. Și o să vedeți în prezentarea mea. Vă rog, chiar m-ați făcut curios. Oare pot să controlez eu sau controlați dumneavoastră? Eu... uitați, da. Cum preferați. Eu pot să dau slide-urile, nu faceți un semn și le dau. Sau le dați dumneavoastră, dacă puteți... Aș prefera să le controlez eu. Perfect. Sigur. Cred că acum este ok, da? Da. Am să mă opresc foarte puțin pe rezultatele financiare. Doar așa un scurt overview. În anul 2023, împreună cu companiile în care suntem parteneri și cu colegii cu care suntem parteneri, am reușit să creștem cifra de afaceri, adică să creștem pe toți indicatorii pe care ne-am propus la început de an. Cifrele cred că sunt suficiente și procentele grăitoare, nu are sens să insist foarte mult pe ele. De asemenea, un pic intro, am zis la un moment dat în decursul anului trecut că vom începe din ce în ce mai mult să comunicăm cu piața, după ce ne asigurăm că ceea ce am făcut bine în fundament ne va face să fim mândri și să putem să facem un pas în față, să spunem că facem ceva. Misiunea noastră clară este să devenim key technology partner pentru companiile din România. Ne uităm foarte mult să inovăm și să exploatăm tehnologia pentru oferirea de soluții diverse pentru clienții noștri și într-un mod deosebit pe industria de asigurări astăzi. Mâine vom vedea și pe ce alte industrii vom merge. În partea de industrie de asigurări am pus bazele unui ecosistem de distribuție care este foarte temeinic construit pe termen mediu și lung prin principalul nostru produs 24 Broker, la care sau despre care ne place să spunem că este un sistem de operare al industriei de asigurări care a generat valoare adăugată foarte mare pentru întreaga industrie. Desigur că ne uităm pe termen mediu și lung să generăm valoare adăugată tot mai mare pentru industrie, pentru că există un potențial foarte mare. Mă întorc un pic înapoi în cifra de afaceri pe un graf reprezentat sau reprezentativ, care să ne arate cum am evoluat în ultimii 3 ani, adică raportat la 2021, 2022, 2023, unde se vede că am crescut în mod semnificativ, din nou pe aceeași indicator, cifră de afaceri, profit și profit net. Nu mă opresc din nou foarte mult pe slide. Desigur că
Life is Arc împreună cu deținerile este un subiect și pe acela îl punem în principal, să arătăm faptul că împreună cu toți colegii și cu toată echipa am reușit să creștem compania, dar în același timp mulți dintre investitori se uită strict raportat la Life is Arc ca și companie fără deținerile pe care le avem. Pentru că de multe ori se întâmplă ca businessul de bază sau compania de bază într-un proces de M&A să ajungă să nu mai crească la fel de accelerat ca și întreg ecosistemul și cred că avem suficiente exemple în piață. Și inclusiv cifra de afaceri și profitul raportat strict doar la Life is Hard ne arată că deciziile au fost bune raportate doar la companie. La ce ne-am uitat în mod constant în 2023, dincolo de resursele financiare și de partea financiară pe care toată lumea o așteaptă, ca la un examen. Nu contează efortul pe care l-ai depus, până la urmă contează nota pe care ai luat-o, dar în același timp elevul care s-a pregătit știe efortul pe care l-a depus. Lucru de care în mod personal sunt cel mai mândru și cel mai mulțumit este că am extins și am întărit echipa de management. Adică am reușit să consolidăm partea de management. Din nou mă văd nevoit să spun cu sumă pozitivă, deoarece în acest demers de a consolida și a întări echipa de management, desigur că au existat și pierderi pe care le-am avut. Ne uităm din nou, ne întoarcem în businessul de bază. Echipa de digitalizare sau echipa care vinde soluții de telecom, am investit foarte mult în perioada aceasta, în 2023 și probabil, nu probabil, sigur, și în 2024 vom urma același trend, astfel încât să ne pregătim pentru 2025 plus și să acționăm ca și o forță de vânzări sau ca o echipă de digitalizare completă pentru piața de IMM-uri din România. În aplicația 24 Broker am lansat funcționalități care s-au bazat pe inteligență artificială și avem primul RCA construit și resemnat folosind un roboțel de inteligență artificială și desigur ne uităm în construcția acelei intenționalități de care spuneam, prin accelerări pe care participarea noastră în SIGA, un startup, să ne ajute să ne extindem în zona de embedded insurance. Am terminat anul trecut și am terminat, e un cuvânt impropriu, cred că, pentru că suntem într-o permanență mișcare. Suntem foarte fluizi sau agili și ne adaptăm din mers, dar am elaborat un plan de investiții pentru următorii ani de zile, pe care astăzi le evaluăm până la 8 milioane de euro pentru a susține etapa următoare de creștere până în 2028 pe business as usual. Mă întorc un pic înapoi și cumva răspund și la întrebarea adresată de dumneavoastră. Într-adevăr, în 2021 procentele erau diferite, insurance și telco ICT, în ideea în care telco ICT reprezenta aproximativ 60%, insurance reprezenta aproximativ 40%, 3 ani mai târziu lucrurile s-au inversat, cu mențiunea că în bază insurance a crescut din perspectiva cifrei de afaceri mai mult, și scăderea pe telco se datorează industriei, dar în continuare rămâne un business de construcție pe viitor. Nu mă opresc foarte mult nici pe acest slide, care pe aceeași indicator, doar într-o reprezentare diferită, arată proporțiile și schimbarea proporțiilor comparând 2022 cu 2023. Sunt trei indicatori relevanți care stau tot timpul pe masa noastră: lichiditatea, indicatorul de risc și solvabilitate. Pe toți trei suntem stabili și stăm ok. Nu sunt motive care să ne pună în gardă în momentul de față. Suntem tot timpul cu ochii pe ei. O promisiune mai veche
pe care am făcut-o în anul, cred că în 2022, că până la finalul anului 2024 obiectivul nostru este să avem o capitalizare și o evaluare a companiei de minim 100 de milioane de lei. Începutul anului 2023 a fost la 53 de milioane, 68 de milioane am terminat 2023, deci avem o creștere de 28%. Astăzi probabil că suntem undeva pe la 72 de milioane și lucrurile pe care le vedem astăzi și cum le vedem astăzi ne fac să fim încrezători că e posibil să atingem ținta de 100 de milioane de lei. Și ies un pic din zona de cifre și din zona de ce am făcut și la ce ne-am uitat pe anul trecut. Și vin cu o proiecție cumva care să genereze sau sper să genereze cât mai multă încredere pentru toată lumea, în special pentru investitori, care să ne dea girul pentru perioada imediat următoare sau cât mai lungă, adică să ne dea votul de încredere că lucrurile pe care le vedem sunt cele potrivite și demonstrând totodată că în ultimii 3 ani de zile am executat ceea ce am promis. Să vorbesc un pic despre piața de asigurări. Piața de asigurări și o compară în primul rând cu piața de asigurări din Europa. Noi suntem undeva pe la 200 de euro ca și cost per capita de asigurare. În mediana europeană este la 2300. Desigur că există țări care tind către 4000 de euro. Mă refer doar la media europeană. Ceea ce înseamnă că pe termen mediu și lung ar exista un potențial de creștere pentru România pe măsură ce puterea de cumpărare crește de aproximativ 10 ori, ca să nu zic 10 plus, în zona respectivă. În zona de insurance avem know-how, knowledge din perspectivă atât business cât și tehnologic. Deci avem un potențial foarte mare în perioada imediat următoare în zona de creștere. În piața din România, din acești 200 de euro, aproximativ 70-80% reprezintă asigurări în zona auto. Ceea ce înseamnă un procent foarte mare. Foarte puțin bani există în alte zone decât în zona auto de asigurări și în special în zona reglementată de asigurări RCA. Dacă ne uităm în piața din europeană, din cei 2300 de euro care există în piața europeană, aproximativ 70% din volumul generat din acești bani este în zona de viață, de om, de persoană. Discutăm despre sănătate. Motiv care ne face să credem că pe termen mediu și lung procentele se vor schimba. Nu astăzi, nu mâine, dar într-o perioadă relativ normală se vor schimba. Sănătate și viață aș putea adăugat, plus cu componente, studii pentru universitare, pentru copii când ajung la vârsta respectivă și așa mai departe. Adică este un evenimentul întreg acolo, care la noi încă nu este suficient exploatat, să zic așa. Nu este și cred că într-un fel sau există o explicație și logică și pertinentă care se datorează perioadei prin care am trecut imediat după Revoluție. Da, lucrurile tind să se așeze și dinamica României este în creștere și se vede cu ochi liberi, mai ales în zona urbană și în zona urbană mare, motiv pentru care o să apară tot mai mulți jucători într-o zonă diversificată de alte produse și servicii decât cele pe care le avem astăzi. Cumva aș rămâne din acest slide că potențialul de creștere pe termen mediu și lung, să zicem 5-10 ani de zile, este unul enorm în această piață. Motiv pentru care ne uităm cu ochi atenți în zona aceasta. Am încercat cumva să așez lucrurile uitându-mă doar la această divizie sau la acest, avem un acronim, mă rog, nu e acronim, o expresie, tomorrow, pentru ceea ce ne dorim să facem în zona de insurance. Iar baza de la care plecăm este aplicația noastră de 24 broker. Prin aplicația aceasta avem parte de distribuție sau asigurăm distribuția din România de asigură de aproximativ 40% prin canalul de brokeraj. Am început să dezvoltăm și să investim în soluții
de embedded insurance și aici își face loc și simțită prezența acea investiție strategică prin XIGA. Și de asemenea am început să construim împreună cu un partener de-al nostru o soluție de MGA care ne permite să aducem de noi produse în piața din România, în zona de asigurări, să portăm licențe de asigurator în România. Și pregătim suita de aplicații, de conectare cu tot ceea ce înseamnă industrie și ecosistem, încercând să normalizăm, să normăm cumva industria, deoarece fiecare jucător care este în piață lucrează după propriul standard. Încercăm să aducem și să facem un numitor comun pe toate standardele prin ceea ce construim și investim astăzi. Pe termen scurt și mediu, strategia noastră pentru dezvoltare este să mergem în zona de 24 broker, pentru că avem posibilitatea să creștem și să investim în zona de noi funcționalități, noi produse și inclusiv modele de AI. Și ne dorim să fim parteneri sau să devină 24 broker vehicul de lansare de produse noi pentru toți asiguratorii din România și să aducem din afară cât mai mulți jucători pe platforma noastră. Pe termen mediu și lung, adică 3-5 ani de zile, cu o proiecție până în 2028, avem niște indicatori la care ne uităm și la ce ne propunem. Estimăm că piața va crește cu cel puțin 60% în următorii 5 ani de zile. Astăzi este undeva pe la 3,5 miliarde, deci estimăm că în 5 ani de zile să ajungă peste 5 miliarde, în jurul sumei de 6 miliarde. Iar noi ne dorim ca partea de distribuție pe care să o avem în momentul respectiv să reprezinte 35% din acea piață. Și desigur ne dorim să ajutăm clienții și partenerii noștri să porteze 5% sau minim 5% dintr-un mediu offline, într-un mediu online, care să genereze valoare adăugată pentru toți actorii cu marje superioare, inclusiv pentru noi, dar și pentru parteneri. Astăzi, prin lansarea acestor licențe de portare de insurance în România, probabil că după un an de activitate sunt câteva zeci de milioane de euro, după primul an de activitate care a fost anul trecut, 2023. Estimăm ca până la finalul anului 2028 să ajungem să portăm produse și servicii de minim 700 de milioane prin aplicația nouă lansată anul trecut și depunem un efort foarte mare prin întărirea echipei și prin întărirea proceselor și a lucrurilor pe care le-am gândit la nivel strategic, astfel încât să integrăm doi jucători și doi playeri foarte mari din Europa de centrală și de est. Fac un pic o paralelă sau o trecere către zona de intenționalitate, așa cum am zis. Sunt foarte multe provocări în zona sistemelor de sănătate și sanitare și de tot ceea ce există și se confruntă cu foarte multe, foarte multe provocări. În intenționalitatea noastră legată de insurance și legată de schimbarea ponderilor pe termen mediu și lung, așa cum am arătat în primul slide de insurance, o decizie strategică este să ne folosim experiența și expertiza de transformare digitală pe care o avem din proiectele medicale, inclusiv în zona de insurance. Acum, poate că ar exista sau ar putea să challenge-uiască cineva de ce ne uităm în zona respectivă și cum ne uităm în zona respectivă sau ce ne recomandă. Ok, o să fac doar o mică paranteză și o să ies cumva din zona de Life is Hard. Avem un proiect care ne este drag și pe care l-am susținut de la începutul existenței lui, Peditel. Și Peditel este primul call center pediatric din România care a apărut acum mulți, mulți ani de zile. Anul acesta face 10 ani. Anul trecut am răspuns în mod într-o linie de gardă cu medici pediatri la un număr de peste 120.000 de apeluri pe 2023.
astfel încât am gestionat, avem o echipă de peste 25 de medici și avem experiență și expertiză în zona de telemedicină, fiind probabil unul dintre proiectele cele mai cunoscute în zona de telemedicină. Dorim ca din perspectivă de ONG, pentru că Peditel este un proiect susținut de Fundația Peditel, va urma să-i schimbăm numele, dar este Fundația Părinți din România, fostă Fundația Părinți Clujeni, dar actele sunt depuse ca să se schimbe în Fundația Peditel. Vrem să folosim această experiență și să ajutăm toată industria din zona de telemedicină să crească. Cumva o completare a lucrurilor pe care le-am spus. Dacă îmi permiteți, am o rugăminte. Dacă putem grăbi puțin procesul, vă rog frumos. Cred că l-am terminat. Aș rămâne din perspectiva insurance într-o zonă în care catalizăm toată industria, ne dorim să aducem produse și servicii noi, există un potențial foarte mare. Ce ne recomandă? Ne recomandă faptul că în ultimii 3 ani de zile tot ceea ce am promis către acționari am reușit să facem și să ducem la bun sfârșit. Și gata. Vă mulțumesc frumos și sper ca și în viitor promisiunile pe care le-ați făcut să ne puteți, într-o emisiune viitoare, să ne puteți să ne confirmați realizarea lor. O ultimă întrebare. Life is hard pe piața principală? Dacă da, când anume, estimați? E un topic greu și pentru noi. Ne-am dorit să ajungem pe piața principală la finalul anului acestuia, sfârșitul anului 2023 sau cel mai rău caz 2024. Din păcate sau din fericire, proiectul sau inițiativa aceasta nu a fost estimată corect. În momentul în care am început să facem demersurile cu toate fundamentele, toată construcția fundamentală pe care am început să o construim, am descoperit că lucrurile nu sunt chiar așa de ușoare și nu avem resurse suficiente pentru a ne duce în piața principală. Este o dorință și un demers pe care îl continuăm să-l avem și sper totuși ca la finalul anului viitor, cel târziu, să ajungem acolo. Cătălin Chiș, vă mulțumesc frumos pentru participare. Sper să ne reîntâlnim curând. Doamnelor și domnilor, suntem grăbiți un pic, suntem un pic în urmă cu timingul, nu cu foarte mult. Avantajul acestui demers față de cel de la televiziune este că ne putem lungi cât de mult dorim. În glumă spun. Cristi Tudorescu este alături de noi, un, să zic, veteran al analizei financiare fundamentale, un om care își dedică foarte mult timp acestui sector. Bun revenit, Cristi! Salut, Liviu, mersi pentru invitație. Da, trebuie să mă obișnuiesc un pic cu termenul acesta de veteran. La noi, când cineva e, să zic, în zona 20 de ani de activitate sau 25 sau 30, că știm colegi cumva de domeniu și de breaslă zona asta, ne considerăm... Păi lasă, nu fii modest, că nici tu nu ai 5 ani numai. Ce? Da. De vreo 15-20, așa dacă rotunjim 20. Păi da, eu ce zic, de vreo 15 ne știm noi. Deci, da. Cum caracterizezi sezonul acesta al raportărilor financiare prin prisma rezultatelor publicate versus estimări sau ceea ce se auzea, se zvonea, care era sentimentul analiștilor și în general sentimentul pieței? Pe bursa de la București s-a creat așa un vibe pozitiv, cel puțin trimestru 3 anul trecut, trimestru 4, deci toamna, iarna, odată și cu rezultatele la 9 luni. Și chiar în anumite cazuri, așteptările s-au setat ceva mai sus
Și a existat senzația pe la, prin diverse discuții am mai observat sau comunități de investitori, domne, parcă n-au fost atât de grozave rezultatele la compania X sau Y, sigur, o să dăm și niște exemple în această discuție, dar cred că l-am dat se suiseră un pic așteptările. Dar dacă ar fi să gândim cum credeam noi, așa, majoritatea investitorilor prin vara trecută, poate, sau prin toamnă, eu aș spune că, în general, rezultatele pe 2023 au fost bune. Sunt suficiente exemple de companii despre care să spunem că au avut creșteri mari de cifră de afaceri și de profituri. Și, evident, mai sunt și câteva care poate au dezamăgit sau pe parcursul anului se vedea faptul că contextul din 2023 s-a schimbat. Nu am făcut o statistică, dar așa o senzație generală, aș zice că în mai mult de jumătate din cazuri rezultatele au fost bune și la companii mari și la unele medii, poate și la unele de pe aero avem exemple, deci cu plus aș caracteriza. Bun, hai să le luăm pe rând. Bun, am pregătit și o să fac eu aici un prezent. Acum share screen. Eventual îmi dai tu un semn dacă se vede. Se vede, e ok. Pagina. E ok. Și am dat câteva exemple de companii cu rezultate bune. Mai sunt și altele și o să le mai menționez eu pe la sfârșit, dar dacă e să detaliem un pic, cea mai mare capitalizare, Hidroelectrica, a avut venituri 12,2 miliarde de lei plus 30% an față de an, profitul net 6,3 miliarde plus 42%. E adevărat că pe la semestru, când a publicat prima dată după listare și pe la trimestru 3, chiar procentele astea erau un pic mai sus. Per total, rezultat bun, peste 6 miliarde. E adevărat că poate fi o discuție privind 2024, că dacă ne uităm în viitor, s-ar putea să aibă și niște un recul oarecum de profituri. Raportul acela preț supra profit, price to earnings, 9,1 dacă îl calculăm pe rezultatele din 2023. Știm din practică faptul că nu este singurul sau indicatorul care ne dă toate răspunsurile, dar măcar ne dă așa o orientare. Și se așteaptă acel dividend distribuit în acest an. Randamentul net este peste 9%, valoarea brută va fi peste 10% față de preț, dar să zicem după percepere impozitului peste 9%. Deci este un caz pozitiv. Mergând mai departe, Banca Transilvania, aș putea adăuga într-o anumită măsură chiar și BRD-ul, deși nu l-am detaliat aici, dar la Banca Transilvania avem profit de aproape 3 miliarde de lei consolidat anul trecut, plus 20%, inclusiv după ce banca suportă un impozit, cei care au urmărit emitentul probabil știu la ce se referă, din tranzacția cu Volksbank, care a fost acum mai mulți ani, a fost un litigiu cu ANAF. ANAF a impus plata unui impozit și de data aceasta s-a văzut acolo un impozit mai mare, să zic așa. Da, dar e un chiar one-time event. Asta e... Da, și chiar și după acesta tot a avut plus 20%, deci practic asta o consider evenimentul pozitiv, faptul că chiar și cu acest impozit suplimentar tot a avut creștere de 20% profit. Un impact sau un element pozitiv pentru acest an va fi achiziția OTP Bank România, pe care am văzut-o anunțată. Sigur, trebuie văzut toate condițiile și așa mai departe. Dar pe partea cu minus pentru acest an, să vedem cum va funcționa acel impozit de 2% ori venitul net bancar minus anumite, o să mai fie niște ajustări. Chiar sunt curios și la Banca Transilvania și la BRD și la celelalte bănci cam cât de mare va fi impactul. Senzația e că nu va fi atât de mare din ce am văzut așa diverse discuții. Raportul P/E ratio 7,1, poate că va da și un dividend cash Banca Transilvania. Aici e o mică discuție, că sunt și păreri care spun că va trebui să achiziționeze acest OTP Bank România și poate nu va da cash, dar o să vedem. Un alt depinde foarte mult, în toată chestia asta depinde foarte mult și politica de provizionare, trebuie să spunem. Toate intră în acel malaxor contabil, să-i spun, exact. În care ai tu ca emitent, ca CFO, de fapt, ai pârghii să jonglezi puțin.
cu anumite ponderi, mai un pic mai la stânga, un pic mai la dreapta, ai posibilitatea de a regla întrucâtva dinamica respectivă. Da, dar nu foarte mult, pentru că știm că banca BNR-ul din când în când vine pe la câte un final de an așa și mai dă așa cu ciocanul, mai zice. Da, mai ciuculește ceva, un pic, da. Da. Da, dar, e direcția de supraveghere, da, unde era domnul exact. Cinteză, da. Da. Nu mai știu dacă e domnia sa, dar el a fost celebru pentru mai multe momente. Din câte știu s-a retras din această activitate. Da. S-ar putea să mă înșel. Așa. Apoi, purcarea, mai dat eu un exemplu, venituri în creștere cu 22%, profit net, aici am pus plus 45% față de profitul normalizat din 2022. Deci dacă am exclude faptul că au achiziționat în mod favorabil un jucător din Bulgaria, un jucător mai mic, au înregistrat și un profit contabil din acea operațiune. Dacă dăm jos acel profit contabil, comparăm mere cu mere, e plus 45%. Și PE ratio ar fi aproape 10, dividendul estimat, sigur, acum nu știm că nu l-au publicat, dar probabil că va fi în zona unui randament de 4 până în 5%, cam așa. Și dacă ar fi să dăm cel puțin două exemple și de pe piața aero, am selectat Simtel, care este cunoscută această companie pentru mai multe proiecte în care a instalat și a dezvoltat proiecte de panouri fotovoltaice, energie regenerabilă. Și în timp, am spus eu acolo, diversificarea activități, o să intre și pe producție de energie din surse regenerabile. Adică e posibil business-ul, după ce anul trecut s-a dublat, că se vede acolo venituri mai mult de 100% creștere și profitul net, s-ar putea managementul să vadă un pic de frână în față și atunci caută și un pic de diversificare. Hai să intrăm și pe producție de energie, hai să vedem și alte tipuri de servicii. PE ratio 17. Da, aproape 18. E imens pentru... Statistic vorbim pentru piața locală. Adică dacă facem comparația cu altele, însă știm că dacă are o creștere, cel puțin acum investitorii și piața are un anumit optimism. Au pus-o în preț. Da. Că aici vorbeam la începutul întrebării tale legat de caracterizarea generală. Cumva prețurile s-au dus destul de sus, unii multipli ceva mai sus, urmând să vedem, că acolo puneam întrebarea, cum o să arate bugetul 2024, că dacă arată cu anumite rate de creșteri ceva mai mari față de ce se așteaptă piața, poate că prețul acțiunii mai are un pic de combustie. Pe de altă parte, dacă vine cu o estimare mai prudentă, că am văzut anumite companii vin și cu bugete mai prudente, s-ar putea un pic piața să fie dezorientată, să mai vezi niște corecții de preț ale acțiunii și așa mai departe. Dacă pui în preț o dinamică asemănătoare cu cea prezentă, să zicem, dar un caz în general, zic. Da, da. Într-o situație de acest gen, dacă bugetezi, ca să zic așa, o dinamică similară și zici, băi, e un PER mare, dar asta va scădea în momentul în care earnings-urile vor crește, da? Corect, corect. Și atunci, dacă nu se întâmplă o dinamică similară, ci o dinamică pozitivă, dar cu o rată mai mică, logic trebuie să corecteze. Din exact, punct de vedere în momentul în care piața își dă seama că, de fapt, euforia a fost prea mare. Da, da. Da. Apoi, Bento, sau mă rog, 2B Intelligent Soft este denumirea companiei, dar e cunoscută sub formă de Bento. Venituri în creștere cu 65% și profit net mai mult decât dublu. La fel, un PE ratio de 14 aproape, nu atât de mare, că totuși e o companie de creștere. Și cam aceeași întrebare la ora la care noi vorbim acum este și legat de 2024. Cred că compania chiar a spus cu anumită ocazie că pe la sfârșitul lunii martie, deci le sugerez celor care ne urmăresc să vadă în următoarele săptămâni, companiile vor publica convocatoare pentru AGA și așa mai departe și se vor vedea bugetele ce își propun pentru anul 2024. Pe lângă acestea, n-am mai detaliat, dar ar fi putut să fie foarte bine antibiotice Iași de pe piața principală, știm că a avut rezultate bune. Într-o anumită măsură, chiar și Sfera Group
sau de pe piața Aero, chiar ieri vedeam Connection Consult, tot așa servicii IT. Deci sunt destule exemple din care investitorii să poată să își aleagă pe ce urmăresc mai departe sau cum se uită la bugetele pe 2024 și la rezultatele pe 2024. Dacă e să merg un pic la zona de rezultate slabe și apoi cele cu bune și cu rele, adică așa rezultatele mixte, cum se mai face câteodată gluma, la rezultate slabe am selectat câteva, și anume grupul MedLife, care a avut o cifră de afaceri în continuare în creștere, plus 23%, n-avem ce să reproșăm, să zicem, la partea de cifră de afaceri. În schimb, a trecut pe o pierdere netă de 5,7 milioane de lei consolidat. Rezultatul sau consecința fiind toate acele achiziții, toate acele integrări, care uneori au cheltuieli operaționale sau cheltuieli cu amortizarea sau preluarea anumitor personalului din alte firme și așa mai departe, ceea ce i-a dus un pic pe pierdere. Aici eu am un fel de comentariu, sigur, el ar trebui adresat celor de la MedLife. Cred că ar fi nevoie să comunice mai bine momentul sau cum văd ei perspectiva revenirii unor profituri. Pentru că, bun, la un dat va fi profitabilă, nu zic că o să rămână pe pierdere foarte mult timp, dar alte companii din situația lor sau în situația lor au dat cât de cât un ghidaj. Ne propunem să credem că în 6 luni, în 12 luni, pe când la MedLife nu prea auzim chestia asta. Poate o să vedem bugetul lor când își convoacă adunarea generală. Poate ar fi nevoie un pic de mai multă explicare a acestor efecte, zic eu. Un alt exemplu, SafeTech Innovations, care a trecut pe piața principală, deci poate lumea o asociază cumva cu piața Aero, dar de vreun an de zile e pe piața principală, din cyber security, deși e un domeniu aparent și la modul general am spune un domeniu atractiv așa, iată că a avut un pic de dificultăți. Cifra de afaceri a crescut doar cu 2%. Și e vorba și de piața românească aici, nu doar faptul că n-au avut niște rezultate deocamdată venituri în Marea Britanie, în divizia din UK. Chiar și pe România au avut oarecum dificultăți de creștere. Profitul net a fost doar 3,8 milioane de lei într-o scădere cu 40%, deși bugetele inițiale anunțaseră, mă rog, planuri mai mari. Dar pe parcurs s-a văzut că lucrurile merg ceva mai lent. Și un alt exemplu, am mai ales Hold Agri Invest din agricultură, adică culturi de cereale, vânzare, trading. Ei cam de pe la trimestrul 3 au cam anunțat că o să aibă pierdere anul acesta și știm la nivel general cam ce a fost prin toată agricultura românească cu fermieri. Discutam chiar în debutul podcastului cu Ștefan Măzgociu despre concurența neloială pe care sectorul agri din România a avut-o de un an de zile încoace. Și atunci normal să se resimtă, da, cel puțin pentru moment, companiile din acest sector. Asta e, nu adevărat, înseamnă că până la urmă Uniunea Europeană va lua măsuri. Presiunile pe care fermierii le exercită în mai multe țări, inclusiv în Polonia, e situația mult mai gravă. Și în Franța, tot felul de... În Franța, da, dar ce, în opinia mea, cea mai dură atitudine o au fermierii din Polonia. La un moment dat, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, de fapt, va veni cu niște măsuri. Și este e adevărat. Umbrele acestea, da, să spun, prezente în cadrul raportărilor companiilor din sectorul agri, s-ar putea disipa. Nu știu, mă gândesc, e o ipoteză. Nu. Da, chiar dacă unele măsuri vin mai greu sau mai puțin decât s-ar dori, la un moment dat ele se reglează. Important este că anumiți jucători, că nu vorbesc doar de Hold Agri, chiar și unii nelistați, ei vor rămâne în picioare în momentul în care au deja niște capitaluri proprii, niște profituri anterioare sau surse de finanțare, acces la finanțare. E adevărat, fermierii mai mici sau companiile mai mici s-ar putea unele să intre în insolvență sau faliment, dar la modul general se va regla un pic piața. Ce spuneau cei de la Holde, i-am auzit chiar cu vreo 3 luni la un anumit event cu investitori, cu piața, cu așa, spuneau că acum lucrurile sunt mai aproape de normal,
față, deci cam cum erau acum 2 ani sau 3 ani. Deci e posibil în 2024 majoritatea jucătorilor să revină pe profitabilitate acolo unde chiar a fost acea profitabilitate în spate. Lucrul acesta era oarecum anticipat. Compania a revizuit bugetul, se cam știa. La partea cu elemente bune și elemente rele, am selectat așa. Teraplast, în ce sens? Au avut cifră de afaceri consolidată într-o scădere de 5%, se știa cam de pe la trimestrul 3 lucrul acesta, și un profit net doar de 1 milion și un pic de lei, o scădere foarte mare față de anul anterior. Însă există niște perspective. Compania și-a stabilit un buget, sigur că nu e certitudine că așa îl va realiza, dar un buget din care reiese. Pe ce divizii va avea profituri mai mari? Apoi ce mai știm? Au cumpărat o companie în Republica Moldova, au mai cumpărat o companie din Austria, care operează și în Ungaria și în alte țări din zonă. Practic, există niște elemente care ar face cumva să credem, să anticipăm că vor avea profituri ceva mai mari. E adevărat că piețele, aici n-am mai trecut partea de evaluare, piețele ar putea aștepta chiar mai mult sau ar vrea să vadă chiar mai mult de 10 milioane de lei profit net anul acesta. E nevoie un pic de mai mult, că Teraplast au obișnuit investitorii chiar cu mai mult prin anii 2020-2021. Dar aici e un exemplu în care există și părți negative, există și părți pozitive și poate unii dintre investitori se uită la anticiparea asta de revenire a profitabilității. Un alt exemplu. 10 milioane, chiar și profitul bugetat de 10 milioane la o cifră de afaceri de 672 de milioane. Da, nu e foarte mare. E puțin tel, adică, na. Corect, e sub 2%. Da, păi, na, nici retailerii n-au, marile lanțuri de retail nu au marje atât de mici. Atât de mici. Aici, e adevărat, da, că ei, Teraplast, chiar spuneau că unele dintre diviziile lor au crescut mai lent decât preconizau cu 2 ani și atunci unele chiar sunt pe o pierdere, dacă să le luăm așa. Da, bine, aici e o medie pe grup, sigur că divizie, da, și atunci pe total grup aparent profitul este mic, de-aia spuneam că e nevoie, chiar și ei știu lucrul ăsta și au comunicat, sunt conștienți de faptul că în 1, 2 ani, 3 ani poate trebuie să ajungă mai sus cu toate aceste rezultate. Bitnet Group, venituri consolidate aproape duble față de anul anterior, profitul net din nou o situație, cum ziceai, marje mici și profit net mic. Grupul a declarat cel puțin de 9 luni de zile, știu eu că au zis public că se vor focusa mai mult pe profit. E adevărat că atunci când mergi cu o barcă de dimensiune medie, că nu e chiar mică, dar nici foarte mare, până cotești, până iei valul așa, până vin profiturile acelea, durează 6, 12 luni, 18 luni. Deci probabil că în acest an, 2024, ținta lor de buget este un profit net de 5 milioane de lei. Sigur, e de urmărit așa un trimestru, două, trei, cum, dacă se îndreaptă în direcția asta, dar e clar că le ia ceva timp. Poate că anul ăsta vor arăta mai bine lucrurile pe profit net. Până la urmă, ei sunt, sau Bitnet este a growth company. Da, nu neapărat care... remunerarea investitorilor, acționarilor este pe primul plan. Ei știm politica lor de mai mulți ani de zile, în care cea mai mare parte din profit au tocat-o, să spunem în ghilimele, pe achiziții, care n-au cum să-și facă simțită prezența neapărat de anul următor în sens pozitiv asupra rentabilității. Deci până la un punct, imaginea cam aceasta este cea pe care ai zis-o și tu, doar că ce am observat noi când ne-am uitat așa în ultimii ani și pe la acțiune și cam percepția investitorilor, poate că mulți dintre investitori nu se așteptau că există tot timpul partea plină a paharului și partea goală. Partea plină a paharului este: da, compania se dezvoltă, achiziționează, se extinde, crește, cumpără și așa. Partea cealaltă este că are niște costuri de integrare. E, partea asta a doua nu prea le-a plăcut investitorilor sau pieței în general. Și acum, de vreo jumătate de an, un an, managementul a spus: bun, am înțeles,
rezultă că doriți sau mai mulți investitori cumva da. Doresc să pună accent mai mult pe profit și atunci se vor focusa mai mult pe profit, în sensul că Bitnet probabil că nu o să mai facă niște achiziții foarte mari, poate va mai cumpăra așa firme mai mici, dar un obiectiv, un focus va fi profitabilitatea netă să fie din ce în ce mai bună începând de anul acesta. Și am mai dat eu un exemplu acolo, Agroland Business Systems, tot din agricultură, dar ei au și magazine în care vând produse de home gardening, de hrană pentru animale, deci cumva industria într-un sens mai larg, inclusiv agri-retail. Agri-retail, ăsta ar fi cel mai bun termen, corect. Și atunci, venituri consolidate, o mică scădere de 3%, profitul net este de 4,7 milioane de lei într-o creștere cu 42%. Asta este partea bună, însă partea rea este că au fost sub bugetul lor revizuit. Deci au pornit mai de sus cu ținta de profit, au revizuit-o în jos și după aia au obținut și mai mic profitul net. Însă, per total, elementul pozitiv este că măcar au rămas profitabili, pentru că într-o industrie agricolă sau alimentară destul de provocată anul, în ultimii 2 ani, măcar au reușit profit an de an. Că e mai mare, că e mai mic, rămâne să vedem în continuare cum vor evolua. Deci, practic, am dat mai multe exemple de societăți care au realizat și cifre bune, cifre mai slabe unele, dar per total există acea pondere mai degrabă pozitivă a rezultatelor. Cam asta a fost prezentarea pe care vreau eu să o dau așa succint. Dacă în schimb mai avem niște întrebări primite înainte sau primite da, da, da. O să dau eu ies din e ok, se vede bine. Suntem bine. Am eu o întrebare. Dacă ai apucat să te uiți, nu neapărat analiza rezultatelor la virgulă și așa, multipli și chestii. Da. Despre politica generală pe care Digi o are. Mă refer în mod special nu la politica agresivă de reducere a prețurilor la abonamente, telefonie, whatever. Nu, nu la asta mă refer. La politica expansionistă în Europa. Da. Că au niște ținte prin Belgia, prin Portugalia, bine, în Spania deja Spania sunt prezenți. Deja e locul 3, 4, 5 undeva. Da, 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 da. Se discuta că ar putea să cumpere, nu știu, Zvon, că ar putea să un jucător de acolo parcă. Un da. Jucător, da, sau din Italia parcă era că vrea să iasă un jucător și ar putea să fie sau poate chiar un joint venture pentru a cumpăra business-ul acelui jucător. Mai nu mare, da. Nume, dar cred că știm ce ne referim. Este are și aici Digi are o parte bună și o parte slabă, mă refer acțiunea, piața sau cum o percepe piața. Partea bună este că are rezultate în general bune, cam an de an. Bine, au mai fost niște fluctuații de profit. Și are aceste planuri. Partea slabă este că ea nu oferă vizibilitate pieței. Sunt analiști pe care i-am văzut sau fac estimări, calcule așa, și nu prea au marfă cu care să lucreze. Adică Digi Communications pe site-ul lor nu publică. Digi Communications nu comunică. Nu comunică, da. Nu comunică la un nivel, ok, e da mai compania, că e și în indici bursieri. Ar putea să măcar să pună pe site bugetul. Evident că dacă ești acționar, ai acces la acel buget că trebuie să-l votezi sau să-ți exprimi votul cu privire la. Dar pentru cineva care nu e acționar, nu știe sau când o să se publice acum pentru 2024, așa s-a întâmplat în ceilalți ani, nu aveai vizibilitate privind bugetul. Și atunci, planurile astea noi trebuie să vedem că trebuie să ghicim destul de multe. Eu înțeleg că partea de communication și telecom este destul de opacă, pentru că există interese nu doar comerciale și politice, mai mult sau mai puțin politice, pentru că ne uităm la cazul din Ungaria. Digi a trebuit să iasă din Ungaria, da? Poate nu din motive doar comerciale. Sigur. Atunci,
Dar uite un exemplu că de bani investiți corect ulterior. Da, cu privire la prețul de intrare și de ieșire, nu știu acum să zic dacă a fost cu plus, cu minus. Nu dar contează, a avut cash, a încasat niște bani, da? Și banii aia i-a investit cu cap în Spania, asta vreau să zic. Da, ulterior, adică pașii următorii. Da. Ori în Spania, l-am dat să mai vorbea poate de Portugalia sau de Belgia. Și asta spun că pot înțelege până la un punct opacitatea, însă totuși piețele au nevoie de, pentru că orice alt jucător, dacă luăm Orange, Vodafone, internațional la nivel, vezi acolo bugete, știi să măcar să emiți o părere, o idee. Pe când Digi are această opacitate pe care nu prea o înțeleg așa. Dar este o critică la adresa companiei. Altfel, rezultatele sunt bune când le privești așa în retrospectivă. Uite ce rezultate bune au avut. Foarte, foarte bine. Ok. Mergem la întrebări. Piața Aero, ce companii listate acolo ar putea avea rezultate mai bune la finele anului 2024, în afară de cele menționate deja? Sau unele pot fi și dintre cele menționate. Acum, ca să utilizez întrebarea în sens favorabil, aș putea spune orice companie care va avea plus 1% creștere de venituri sau de profit înseamnă că va avea rezultate mai bune. Evident că, probabil sensul întrebării este cu creștere semnificativă a unor rezultate. O să aștept și eu cu curiozitate așa bugetele la Simtel și Bento pe care deja le-am reflectat. Hold Agri probabil că de la minus, adică de la pierdere, mai degrabă o să aibă niște profituri, nu știu cât de mari, dar o să facă probabil profituri în 2024, vedem cât de mult. Mai este DNA Agrar, care a fost una din vedetele anului 2023, însă DNA Agrar nu a publicat rezultate preliminare. O să publice direct raportul cu ocazia convocării adunării generale și o să vedem și bugetele, dar compania deja a prezentat că mai dezvoltă o fermă la Straja care va permite creșterea producției în anii următori. Deci există niște elemente care să ne spună că vor fi profituri ceva mai mari. Nu știm cu cât, că trebuie să așteptăm ori bugetele, ori măcar cred că de pe la jumătatea anului. Exact, dai seama. Exact la fel gândeam și eu. Da. Mai departe, un nivel estimativ pentru indicele BET la finele anului? O cifră, atât, nu explicat. Știi că ăsta e genul de întrebare chiar și pe piețele internaționale. Își bat unii capul să zică dacă S&P o să fie la atât. Eu ce aș zice este așa. Va fi bine, nu ca anul trecut, că anul trecut am avut creștere de 30-40%, e mai greu să mai repeți. Dar va fi bine dacă anul acesta indicele fără dividende, adică doar BET-ul, hai să zicem dacă crește cu un 5-10% și când adăugăm și dividende să se ducă undeva 10-15%. Păi, dar deja a crescut o mare parte din estimarea ta de la 1 ianuarie. Doar că nu s-a terminat anul. Da. Okay. Sigur. Așa. Eu mă gândeam undeva 10-15, ca să fiu sincer. Poate. Ar fi mulțumitor. Optimist. Adică, nu știu, zic așa, dacă este între 5 și 10, după care când adăugăm dividendele 10-15, suntem într-o zonă medie. Nu este nici foarte bine. Optimist și așa. Ca să se ducă BET-ul în plus 10 sau plus 15 și după aia cu dividende plus 15 plus 20, mai trebuie niște elemente, adică luăm așa mari emitenți, marile companii, Hydro, trebuie să mai aibă niște de rapoartele forță, acelea. Niște forță care să, da, te referi la raportul care zice 109 sau la care zice 135? Păi nu, alea negative, că au fost vreo 2-3. După aia și unul pozitiv, ca să mai reglăm. Da, acum na, au drept și ei. Da. Ei, dar trebuie mai multe elemente care să construiască business case-ul acesta sau investment case-ul, să zicem, nu știu, hidroelectrica mai crește cu 10%. În momentul ăsta nu prea vine așa, nu prea am toate elementele, mai ales că se prefigurează un profit mai mic, se cam știe cu prețuri de la energie. E final de an
pe final de an o să avem alegeri în Statele Unite. Statistic nu e rău, deci, mă rog, da. Da. Mai departe. Nu, e prematur, cred. Da, da, da. Cred că undeva prin august răspundem, am între, fi mai aproape de estimare. Între 16 și 17 mii de puncte, că acum suntem pe la 16 mii și ceva, nu? E, da. În zona asta, 16-17 mii, cam pe aici aș vedea și finalul de an. Mai departe avem TTS, evoluție în următorii 2-3 ani. Da, Transport 3 Services. Prima parte a unui răspuns ar fi așa: mai poate crește acțiunea sau în ce condiții mai poate crește? Și răspunsul împart în mai multe lucruri. De pildă, pe anul 2023 profitul lor a fost de 305 milioane de lei. Chiar au fost anumiți investitori sau mai vedeam așa prin comunități anumite păreri, domne, că a fost cam slab trimestru 4, dar acum să fim sinceri, după ce business-ul a ridicat ștacheta foarte sus, adică a făcut 250 de milioane de lei sau nu mai știu cât, după 9 luni, a venit un trimestru un pic mai lent, mai greu, că așa e cu toamna, iarna, în fine, cu transportul, cu toate alea. Pasul următor este cum va arăta 2024. Sigur, bugetul va zice asta, dar TTS trebuie să integreze, deja s-a întâmplat din punct de vedere operațional, dar financiar, trebuie să aibă un an complet în care să apară Decirom acela, Decirom, cumpărat un operator din portul Constanța, care e destul de importantă acea tranzacție a fost. Și atunci, mai există niște elemente care să pună acolo cărămidă peste cărămidă și să spunem că va avea eventual niște profituri mai mari anul acesta. Nu știu cu cât, că repet, poate fi cu 1%, dar poate fi și cu 20%. Mai e un acum aspect, vin în completarea ta. O da, mare parte din dinamica pozitivă pe care au avut-o cifrele TTS a fost exogenă, să spun. Contextul te referi, te referi la context. Da, adică le-a, pe românește, le-a picat, le-a picat pleașcă. O pleașcă, exact. Știi? Acum, trebuie să vedem o creștere organică. Acum trebuie să vedem o creștere organică și da, cât de mare. Adică ce fac ei de acum înainte, da, pe cum propriu. După ce au avut acel context. Da, da, eu aici da, am din nou câteva păreri la modul. Cred că știm suficient de multe firme, inclusiv private, inclusiv de stat unele, dar aici vorbim de o firmă privată, cărora putea să le pice o pleașcă, dar n-au luat oportunitatea. Deci cumva au făcut ceva ca să fie la intersecția lucrurilor, cumva. Au acceptat pleașca, da. Da, adică au luat de pe jos oportunitatea. Bun, acum, că au crescut tarifele, că au crescut cantitățile, mă rog. Era o discuție acum câteva, tot așa, văzusem la un eveniment la care era prezentă compania și chiar asta le recomand și celor care ne urmăresc de câte ori au ocazia, fie pe la emisiune online, fie în evenimente fizice, să vorbească un pic cu companiile, mai afli câte ceva, îți mai rămâne câte o idee. De exemplu, una din ideile care îmi rămăsese la un dat era așa: dacă, să spunem, s-ar diminua la un moment dat intensitatea conflictului din regiune. Acum nu știm dacă peste 3 luni sau peste 2 ani sau o să fie o hibrid din ăsta an de zile. Nu contează. Pentru că acum, din perspectiva cuiva care se uită la acțiunea TTS, ce ar putea gândi? Dom'le, dacă se încheie războiul, nu mai avem prețurile alea, nu mai avem clienții ăia și așa. E, lucrurile nu sunt chiar așa. Spunea managementul că există o anumită obișnuință a clienților. Adică spune așa: dacă tu prestezi servicii bune, rutele, eficiența, prețul, costul, nu știu ce, clientul ăla tinde să stea cu tine 2-3 ani, să zic, adică nu pleacă imediat, să zicem, gata, s-a încheiat războiul, s-a deschis Istanbul sau eu știu ce altă rută, sau Odessa sau altfel, gata, nu mai lucrăm cu TTS. Există acea fereastră în care totuși mai rămân cu clientul sau cu operatorul respectiv. Și atunci, eu spun că și dacă, lucru pe care mi-l doresc așa și poate că multă lume zice, domne, ai, poate se mai diminuează din conflictul ăsta regional, nu este nu e o problemă imediată pentru TTS, că deja și-a creat niște rute, au mai investit chiar și niște porturi pe Dunăre, știm, da. Giurgiu, adică porturi medii sau mai mici cumva,
care poate să preia mărfuri, poate să tocheze, poate să transporte, poate să manevreze. De care deci am mai făcut niște toată perioada asta. Ce anume? Awareness-ul. Da, plus că probabil că și-a constituit un nume, da, vorba ta, și-a constituit un nume, astfel încât poate mai beneficiază câțiva ani de zile. Sigur că o discuție poate fi că la un dat să nu mai poată să negocieze niște prețuri sau mai scade costul transportului. Asta se poate întâmpla. Păi nu, că va crește. Știm că intră partea a doua accizelor din iulie și... Da, asta parțial cumva, dar oricum creșterea a fost destul de mare. Și revenind, revenind la răspunsul pentru întrebarea primită, este că 1-2 ani de zile există niște elemente. Acum cât de sus sau până unde se duce, asta e mai greu de estimat acum. O să revenim pe această pe parcurs, temă. Da. Cristi, îți mulțumesc frumos de tot pentru prezența. Mersi. În cadrul acestui eveniment online. Sper să ne revedem în curând. Toate bune. Îți doresc. Toate bune. Doamnelor și mulțumim. Doamnelor și domnilor, fugim rapid, ieșim din țară, plecăm de nu dezertăm. Doar plecăm, facem o ușoară excursie în Statele Unite, unde ne așteaptă Șerban Florea. Bun revenit, Șerban. Bine te-am regăsit. Cum se vede viața de acolo, din Statele Unite? De vreme că și eu mă uit, de fapt, la o reflexie a Statelor Unite și reflexia la care eu mă uit este, desigur, da, de fapt, eu ar trebui să zic cum e din Statele Având în vedere tema pe care o avem. Da. Și dacă mă uit în background-ul pe care l-ai tu. Da, de fapt eu sunt în Statele Unite, da, corect. Deci mi este destul de familiar. Și se vede poate mai bine, cred eu, mai bine decât ar trebui, oarecum, având în vedere că vom discuta despre rezultatele financiare ale companiilor și câteva estimări, evaluări și așa mai departe. Ceea ce mi se pare este că oglinda, știi că existau anumite oglinzi, în, mai ales în anumite parcuri pentru copii, care deformau așa un pic realitatea și oglinda pe care eu o tot urmăresc de ceva timp, în fine, în aceste două luni de zile de când a început 2024, pare să fie, știu și eu, convexă mai degrabă, astfel încât mărește un pic situația mai mult decât ar trebui. Și acestea fiind spuse, am pregătit și o prezentare cu contextul investițional. Ok. Se vede bine. A început de an 2024 și mi-am propus să abordez mai multe teme. Desigur, cea mai importantă sau fine, cea mai stufoasă va fi cea legată de rezultatele trimestrului 4 pentru 2023 și, desigur, perspectivele pentru 2024 ale companiilor sau din prisma companiilor, unor companii. Politica monetară restrictivă care dă senzația în ultimul timp că își dorește o amânare de scădere dobândă cât mai mult posibil și am încercat să investighez de ce anume se întâmplă acest lucru. Efectul de un shoring pentru piețele emergente, având în vedere că este din ce în ce mai evident că problemele din China, cred eu că oarecum comportă o cronicitate care deja se prelungește. Și un element care, știu și eu, poate explică într-un fel euforia pe care o avem pe piețele de capital externe este, desigur, inteligența artificială, care este o tendință seculară și care este din ce în ce mai evidentă în partea de fundamentare a părții hardware. Și spun acest lucru pentru că, desigur, avem acest standard al inteligenței artificiale deja, unul care îl invidiem cu toții, și anume Nvidia Corporation. Da, da, da.
mă rog, poziția trecem puțin în piață, da. Un pic alert, te rog, că deja suntem într-o mică depășire. Sigur că da, încerc să fiu cât. Dar nu fugim. Deci concis. Mai vesel așa, da. Voi începe mai întâi câteva valori cheie, și anume pentru trimestrul 4, cei care au raportat rezultate au avut o creștere, în fine, au raportat de fapt o surpriză pozitivă, 73% dintre companii de zona de câștiguri, de profituri, iar 64% au avut o surpriză pozitivă în ceea ce privește veniturile. Am avut, deși începuse timid acest sezon de rezultate, până la urmă am avut o creștere a profitabilității cu 4%, peste cea estimată de 1,5%. De asemenea, dintre cei care și-au exprimat opinia pentru ceea ce se va întâmpla în primul trimestru în 2024, și-au exprimat opinia aproximativ 100 din cele 500 de companii din S&P. 71 au avut previziuni negative, iar 30% previziuni negative privind profitul pe acțiune. De fapt, 71 au fost pozitive și 30 negative, asta e invers. Profit pe partea, aici avem un indicator important, și anume, conform unei evaluări a profitabilității, considerând și modul în care a evoluat S&P 500 în ultimul timp, avem în momentul de față un raport de price earning de 20,4, media ultimelor 5 ani este de 19, destul de ridicată, iar în ultimii 10 ani este de 17,7, da, și dacă mergem și mai mult în spate, mergem din ce în ce mai mergem jos. Cu cât mergem mai mult în spate, M3-ul nu mai e la fel de mare, nu avem acea cantitate, acel pool imens de lichiditate în piață și, să zic eu, lucrurile nu, adică trebuie luate în calcul mai multe variabile. La câți bani există în piață, că practic nu am avut reversul quantitative easing sau într-o proporție foarte mică. Deci avem bani acolo încă. E normal să ai un PER mai mare. Adică nu cred că e. În opinia mea, cred că măsura aceasta sau indicatorul acesta ar trebui ajustat și cu M3, în sens larg, să zic. Exact, opinie, și mai târziu voi discuta. Mai târziu voi discuta chiar și despre acest aspect. De fapt, voi vorbi despre bilanțul sau, în fine, balance sheet-ul băncii federale. Da, da, da. Unde avem imagine destul de clară asupra acestei exces de lichiditate care există în piață în continuare și care probabil face ca aceste rații să fie puțin ridicate. Aici este o reprezentare grafică destul de interesantă pentru ultimii 10 ani. Se observă cum prețul cumva era sub curba profiturilor și iată cum prețul indicelui reprezentativ S&P 500 este acum, se depărtează destul de mult de partea de profitabilitate, și acest lucru desigur nu poate să reziste prea mult. Avem un exemplu chiar concret în ultimii 2 ani de zile, și anume în 2022, tot așa, când eram destul de departe de evoluția profitabilității, lucrurile s-au ajustat chiar destul de abrupt. Este o imagine care ridică anumite semne de întrebare și am vrut să o prezint tocmai pentru a se înțelege, nu? Așa cum am zis și în tematica prezentării, contextul în care ne aflăm și cum, până la urmă, prețurile acțiunilor în momentul de față sunt posibil vulnerabile la probabil ajustări viitoare care să fie mult mai aproape de profitabilitatea pe care acestea o proclamă. Bun. Avem o surpriză, un procent surpriză al câștigurilor. Este un indicator agregat care este de 4,1%, deci, deși la prima vedere poate rezultatele sunt interesante sau sunt destul de bune, dacă le privim comparativ cu o medie la 5 ani, 10 ani, 15 ani chiar, observăm că nu este chiar așa.
În ultimii 5 ani am avut o surpriză de 8,5, în ultimii 10 ani de 6,7. Mediile istorice, de fapt, ne arată cam pe unde ar trebui să ne situăm cu aceste câștiguri. Partea de sector discrețional al consumatorilor a avut cea mai mare surpriză sau una dintre cele mai mari, atât de sectorul de energie, pentru că aici erau niște estimări extrem de jos și atunci câteva companii care au avut rezultate bune din punct de vedere al eficienței au reușit să combată acest, să aibă o variantă mult mai bună a profiturilor față de ceea ce se estima. În sectorul industrial, uite, aici Ford, surprinzător. Da? Uite, surprinzător Ford. Iată că da, anumite decizii de management foarte bine puse la punct, care până la urmă i-au permis să aibă rezultate mult mai bune decât așteptările și este cel care de fapt a determinat pentru sectorul său destul de mult. Trecerea către electrificare, toate astea, investiții, uite că... Și la un moment dat s-a oprit. A fost printre primele care s-au oprit din a avansa cheltuieli semnificative în partea aceasta. BMW a anunțat același lucru. Azi am citit dimineață că Mercedes a anunțat de asemenea. Ok, nu mergem atât de... o viteză atât de mare pe electrificare, o să rămânem cu o pondere cumva echilibrată pentru o perioadă mai lungă de timp. Pondere între motoare pe combustie și cele electrice. Ceea ce nu e rău în fond. Nici. Nu este, desigur. Referitor la creșterea efectivă a rezultatelor, profiturilor companiilor pe trimestru 4, aceasta, așa cum a zis mai devreme, a fost de 4% față de estimarea de 1%. 8 sectoare au înregistrat o accelerare a ratei de creștere a câștigurilor sau o decelerare ceva mai mică a scăderii câștigurilor de la sfârșitul trimestrilor, datorită revizuirilor de fapt ascendente, adică au venit cu revizuiri în cadrul estimărilor lor. Aici este interesant faptul că în sectorul tehnologiei, de exemplu, am avut niște surprize de profitabilitate pozitive importante cu companii cu o capitalizare foarte mare, se știe foarte bine, avem Nvidia, avem Microsoft, avem Apple, care deși a avut s-au considerat anumite rezultate că nu sunt, de fapt, guidance-ul din partea Apple nu a fost foarte, foarte bun. Toate rezultatele pentru trimestrul 4 au fost mai bune decât așteptările. Și iată că avem o creștere a câștigurilor din sectorul tehnologie. De la inițial se aștepta o creștere de 15,7%, în urma rezultatelor avem o creștere de 22,7%. În sectorul industrial, așa cum ai zis mai devreme, avem câteva companii pe care le-am menționat. În partea discreționară, Ford am vorbit mai devreme. În sectorul de sănătate, iarăși, aici aveam anumite estimări extrem, extrem de pesimiste. Și până la urmă, companiile din acest sector au avut rezultate, desigur, ceva mai bune, ceea ce probabil pune bazele pentru, știu și eu, poate o evoluție ceva mai favorabilă în viitor, având în vedere că prețurile, deși avem S&P 500 pe la maxime, prețurile multor companii din acest sector sunt la niveluri joase, nu știu dacă am putea spune chiar atractive din anumite puncte de vedere. Pe semne că piața financiar, pe semne că piața, o paranteză scurtă, pe semne că piața pune în preț un posibil rezultat al alegerilor din noiembrie pentru Casa Albă, deci un posibil rezultat pozitiv în favoarea lui Trump. Și dacă vine din nou la cârma guvernului Statelor Unite, ar putea reduce parte din cheltuielile de social security acolo, pe partea de sănătate. Și sectorul ar fi afectat din cauza asta. Da, mă gândesc ca ipoteză, nu știu. Dacă ne uităm la reprezentanții care au surprins pozitiv, sunt cei care
duceau până la urmă, aveau cel mai mari creșteri și cele mai mari câștiguri în perioada pandemiei, Pfizer și Moderna, care nu mai beneficiază, desigur, și trebuie să-și reorienteze până la urmă activitatea într-un anumit, într-un alt mod, nu mai beneficiază de acele, acel incentiv pe care l-au avut în, în partea de, în perioada pandemică. Și iată, da, că doar ușor, două exemple. Reușesc să, da, reușesc să gireze către alte. Dar către sunt alte lanțuri medicale, clinici medicale, spitale, adică lucruri de acest gen care ar putea să fie afectate în acea ipoteză. Gata, am închis paranteza. Te rog. Sectorul financiar probabil este cel care a furnizat surpriza cea mai neplăcută, aș putea spune, și chiar surprinzătoare cu adevărat, pentru că într-un mediu în care în 2023 piața de capital a avut creșteri destul de, nu, destul de mari, iată că avem companiile financiare mari, cum ar fi Bank of America, Citigroup, JP Morgan, toate au dat rezultate mai proaste decât așteptările. Și, de fapt, acest lucru a fost datorat în special a anumitor reevaluări pe care au trebuit să le facă, reevaluări pe care musteau cumva în piață și se știa de ele, reevaluări vis-a-vis, desigur, de activele obligațiunilor de stat, care unii dintre ele evaluau la, la alte, știu și eu, la alte valori decât ar trebui cele de piață și desigur s-au făcut ajustările la momentul potrivit, trimestrul 4, într-un moment de optimism în piață, da. Și atunci nu a fost un impact chiar atât de puternic în ceea ce privește. Dar a fost un one-time effect. Da. Că adică au ajustat, gata, la revedere, nu mai avem parte de ajustări pe și, exact. Deci situația se va redresa. Ar până la urmă au confirmat anumite zvonuri care până la urmă erau în piață și vis-a-vis de aceste evaluări și confirmarea acestora nu a făcut de fapt să aducă decât pentru perspectiva pe care o avem de acum încolo, decât lucruri bune din punctul meu de vedere, da, și atunci sectorul financiar ar trebui să aibă, deși acum este probabil cenușăreasa, e posibil să aibă, știu și să vedem vești bune de acolo. Da, corect ar fi ca rezultatele aferente respectivului trimestru să fie excluding items. Excluding items, da. Aici avem, există și o statistică după regulile generale, General Accounting Acceptance Procedures, non-GAAP și GAAP, și diferențele erau destul de mari, într-adevăr, în cadrul, chiar în cadrul sectorului financiar și nu numai. Acum, doar câteva exemple ale companiilor care au avut rezultate bune și iată, uite, din nou Ford. De asemenea, companiile liniile aeriene sau companiile aeriene au avut rezultate pozitive, surprinzătoare. Uber Technologies, partea de mobilitate. Uber a făcut, de fapt, anumite restructurări foarte și a avut o direcție de management foarte bine pusă la punct și acest lucru iată că s-a văzut într-un final, pentru că a avut un șoc în partea pandemică, după care a regândit structural business-ul și iată că a reușit să monetizeze cel mai bine revenirea până la urmă. Pe partea cealaltă avem rezultate, așa cum ziceam, după cum se vede, cred că jumătate dintre cele trecute aici sunt bănci sau companii financiare. Rezultate mai puțin negative, surprinzătoare Airbnb, dar cu un guidance mult mai bun aici. Deși vedem acest lucru, totuși guidance-ul de la Airbnb este mult mai bun, pentru că a avut anumite
după ce a trecut la profitabilitate pentru prima oară în trimestrul trecut, după aceea a avut o parte de reinvestire și regândire a business-ului, care până la urmă se pare că în a doua jumătate a lui 2024 se așteaptă să dea roade. De asemenea, și reacțiile analiștilor au trebuit să fie urmărite, și anume analiști, având în vedere, nu, că există preocupări în piață pentru o posibilă încetinire economică sau recesiune, se naște întrebare dacă până la urmă analiștii au redus estimările de profit pe acțiune mai mult decât în normal, și răspunsul este nu. Nu am făcut acest lucru, ba chiar pentru anul 2024, de obicei în primele două luni din an, analiștii vin și reevaluează într-un mod negativ. De obicei, în ultimii 5 ani de zile, sau în ultimii 15 ani, de exemplu, sau 20 de ani, scăderea medie pe care ei o prognozau era de 1,6%. Iată că acum este de doar 0,3%. Avem aici și cam cum sunt estimările acestor analiști din 2005 până acum, deci în ultimii 20 de ani. După cum se vede, în aceste prime două luni în anul 2024 avem doar minus 0,3%, ceea ce înseamnă că sunt analiști în momentul de față sunt indulgenți față de ce se va întâmpla cu profitabilitatea companiilor în viitor, sunt încrezători și automat apare un optimism care mai devreme sau mai târziu poate se transforme într-un optimism exacerbat. Pornind de la acest lucru, iarăși o comparație care mi-a plăcut foarte mult, și anume profitabilitatea pe acțiune agregată, cum ar veni pentru indicele S&P 500, cum vedem cum a scăzut la finalul, cum a scăzut de la 244,45 până undeva către 242, și acum iată că și-a revenit către 243,45 în februarie, o mișcare oarecum nenaturală sau conform statisticii, ceea ce arată că luna februarie a surprins pe foarte mulți, și de fapt cred eu că anumite estimări vis-a-vis de ceea ce se va întâmpla până la sfârșitul anului au beneficiat de un tonus pozitiv care până la urmă rămâne a fi demonstrat și validat mai departe. Poate că Federal Reserve, că tot vine vorba despre, va veni vorba despre politica băncii centrale. Iată că am ajuns aici. Mă gândesc că nu trebuie neapărat privită ca negativă inițiativa lor sau schimbarea lor recentă de a amâna puțin momentul începerii sezonului de reduceri ale dobânzii aferente dolarului. E, în sensul că, domne, situația în economie scârție, cu inflația nu este, din punct de vedere al inflației, nu suntem chiar bine, nu știm ce o să urmeze, hai să nu ne grăbim cu reducerea de dobândă. Chestia care ar fi, să zicem, jumătatea goală a paharului. Jumătatea plină a paharului ar putea să fie, hei, poate că și federalizări se uită pe graficele indicilor, pe graficele Wall Street-ului și zice că să nu avem din nou parte de o irrational exuberance, sintagmă a lui Alan Greenspan undeva prin 1997, cred, dacă rețin eu corect, a emis-o. Și zice, dom'le, Federal Reserve mai amână un pic cu creșterea asta de dobândă să nu se ducă la stele sau să depășească stelele în nivelurile indicilor bursieri. Da, exact în acest sens gândesc și eu. De fapt, cred eu că această creștere a pieței de capital vine mănușă pentru ceea ce dorește Federal Reserve, și anume
să-și reducă în continuare bilanțul cât mai mult prin scăderea activelor pe care le are. Așa cum am menționat, în ultimele două trimestre reușește să scadă doar cu 90 de miliarde. Este foarte puțin, având în vedere că am avut o creștere de vreo 7 trilioane în perioada cantitativă, de relaxare cantitativă. Avem aici cam cum a evoluat din 2004 până acum. Vedem în 2008 o creștere aproape insignifiantă față de ceea ce s-a întâmplat în perioada pandemică 2020. Mai avem mult până la nivelul de dinainte de pandemie. Avem într-adevăr, așa cum am spus, în ultimele două trimestre o scădere a acesteia. Se vede acea mică creștere, de acolo este criza din martie 2023, când s-au criza din martie 2023, criza bancară, mă refer. Da, da, da. Mini criza bancară sau mini furtuna dintr-un pahar cu apă pe acest grafic. Și acum, pe bune, dacă ar fi ca să analizăm ca analiză tehnică, da, din punct de dă un pic înapoi. Așa. Dacă ar fi să ne uităm la acest grafic prin prisma analizei tehnice, eu zic că am spune, domnule, e un fel de tranzacționare laterală în ultima parte acolo, o perioadă de consolidare. Nu cred că putem zice că mamă e vreo corecție. Nu. Și tocmai de aceea cred eu că poate să fie puțin mai agresiv în momentul de față. Nu vrea, permis. Nu vrea pentru că altfel s-ar duce și mai mulți indicii și poate că nu e bine. Păi da, și tocmai de aceea, tocmai de aceea întârzie cât mai mult posibil scăderea de dobândă prognozată undeva de prin 2022 spre final se prognoza că în 2023 vom avea. N-am avut niciuna, iar acum în 2024 probabilitatea cea mai mare este să avem 3, la un moment dat erau considerate 5 scăderi de dobândă pentru anul 2024, acum sunt 3, probabil că vor fi doar 2 sau poate chiar una. Cel mai probabil în iunie va avea o scădere sau în iulie, eu nu cred că dacă vor reuși să o amână pentru iulie o vor face. Și până acum, așa cum se prezintă situația, nu i-ar blama nimeni dacă ar întârzia această scădere de dobânzi. Poate că scenariul median ar fi ca la ședința din iunie să telefoneze reducerea. Scenariul optimist ar fi ca până în iunie, poate la următoarea ședință să zică, domne. În momentul de față am introdus și cei doi indicatori, rata inflației, în fine, Consumer Price Index și rata șomajului. După cum se vede, nu sunt niciuna dintre ele, nu amenință în vreun fel o astfel de amânare. Probabil că asta vom avea, tocmai din prisma tuturor celor spuse mai devreme. Acum, un alt element care apare interesant în piața de capital externă, și anume avem un efect de onshoring pentru piețele emergente, și anume foarte multe business-uri își mută activitatea din locuri îndepărtate către locuri din ce în ce mai apropiate. Aici vorbim desigur în mod special de Statele Unite, care încearcă să găsească capacități de producție noi în altă parte decât în China, desigur din două motive. Primul motiv sau cel care a fost scânteia a fost acel blocaj al lanțului de distribuție, iar al doilea cel geopolitic. Și vedem cum China este aproape abandonată de, știu și eu, 2 ani de zile. Iată cum ar veni, acesta este unul dintre principalele fonduri de tip ETF din China, FXI, are simbolul. Și îl aveam cumva înainte sau în sfârșitul 2021, aveam undeva în jurul valorii 52, acum suntem la sub 50 și ceva la sută. O expresie destul de clară a faptului că banii se duc în altă parte. Unde anume?
în India se duc, după cum se vede, din 2020. Din 2020, poftim? Nu e foarte departe. Destinația. Foarte destinația. Departe de China, zic. De China, da. Au făcut-o și ei gradual acum, până când să ajungem la un shoring. Da. Te duci la, în vacanță la nisipurile de aur, sau te duci la Varna, sau te duci la Nesebar. E cam pe acolo. Știi? Nu e. Așa. Dar un alt... iar o altă variantă unde se tot dezvoltă diferite lucruri este Mexicul, care iată că revine către maximele istorice din 2013, cu preponderență această mișcare este din anul 2022 încoace. O altă AI. Temă care cred eu, poftim? AI. O altă temă pe care cred eu că este pe buzele tuturor când se gândesc la investiții în ultimul timp, dacă avem sau nu o tendință seculară în partea de inteligență artificială, și cred eu că ne aflăm în momentul de față în partea de fundamentare a zonei dure, hardware, și probabil urmează mult mai insistent partea de cloud, de rețele sau de servicii. Aici o mică, știu și eu, o prezentare grafică care mi-a plăcut, și anume din partea celor de la Synoptec. Mai întâi avem, desigur, inteligența artificială. Aceasta a pus bazele părții de machine learning, după care am avut etapa intermediară de deep learning. Și iată că acum s-am trecut la faza mult mai ușor sesizabilă în ceea ce privesc avantajele inteligenței artificiale, partea de generativ AI. Și există un studiu al lui McKinsey & Company care mi-a atras atenția și care încearcă să identifice exact oportunitățile din partea de inteligență artificială. Și le-a categorisit destul de bine în vreo 6 verigi importante și le-a gradat în funcție de cât de bună poate să fie acea oportunitate de investiție sau nu. După cum vedem, cred eu că aplicabilitatea tuturor componentelor ce țin de lanțul inteligenței artificiale este cea care ar trebui să aducă și să monetizeze cel mai bine din punct de vedere al business-ului aceste lucruri și este considerat de către cel de McKinsey că pe acest lanț cea mai semnificativă verigă este cea a domeniului în care avem aplicații de end user pentru B2B și B2C. Este normal să fie așa. Dacă aș putea să fac o paralelă, cred că cei care au inventat internetul nu s-au gândit vreodată cum va monetiza acest lucru Netflix. Cei care au inventat broadband-ul nu s-au gândit că Netflix va folosi acest lucru și de sau fapt YouTube. Au inventat broadband-ul, nu știm în momentul de față exact ce profitabilitate are și ce companie, dar totuși aplicațiile sunt cele care ajung către beneficiarul real, nu? Al acestei noi tehnologii sunt cei care sunt cel mai aproape de acest beneficiar, sunt furnizorii de soluții, știu și eu, ușor, mult mai ușor vandabile și mult mai palpabile. De fapt, nu știu exact cine sunt. Nu știu exact cine sunt acei participanți, sunt sau care vor fi în viitor. Ceea ce știm însă în momentul de față este că avem câteva companii care sunt în zona aceasta de inteligență artificială pe mai multe, nu știu, straturi, le-aș putea spune. După cum se vede, Meta este foarte prezent în multe dintre acestea, Microsoft mai în câteva, Nvidia, desigur, pe partea de hardware este foarte bine recunoscută, dar ea se dezvoltă și pe alte zone.
Google, de asemenea, iată că este și alături de Meta pe toate palierele, și anume de text, de imagine, de audio, de 3D, video și mai departe. Și rămâne de văzut, desigur, cine va reuși să optimizeze toate aceste lucruri. Ce am vrut eu să scot în evidență, n-am vrut să venim cu o recomandare clară, normal, nici nu am voie, nici nu cred că este bine să fac acest lucru, ci am vrut doar să evidențiez anumite direcții la care ar trebui să ne uităm în cadrul inteligenței artificiale, să nu ne rezumăm doar la partea aceasta vizibilă de acum și să încercăm să punem puțin într-un anumit context mult mai larg atât de multe direcții de business care pot fi dezvoltate când avem de-a face, desigur, cu o inovație atât de determinantă pentru tendințele seculare pe care le traversăm. Sigur că, în opinia atunci, mea, este cel mai bună recomandare este, desigur, va urma. Și urmați-ne în continuare, da. Urmăriți. Urmăriți-ne, era. Da. Exact. Deci, de asta spuneam, end userul, felul cum end userul va putea accesa la nivel de mase tehnologia va conta. Samsung a anunțat deja că va face disponibile componente de AI pe telefoanele Samsung. Și nu numai pe telefoanele Samsung, până la urmă se va generaliza lucrul acesta. Cred că și ChatGPT a anunțat ceva de genul ăsta, că va face, sau Microsoft, în fine, va face posibilă integrarea atât pe telefoanele Android, cât și pe cele ecosisteme Apple. Asta pentru end user. La nivel de business, acolo the sky is the limit. Dar vreau să trecem rapid prin câteva întrebări pe care le-am primit de la urmăritori. O estimare pentru S&P 500 la finele anului. În momentul ținând cont și de fenomenul electoral. Da, în momentul de față estimările sunt din partea una dintre cele mai pesimiste estimări este al JP Morgan, 4200. Și una dintre cea mai optimiste estimări este de la Yardeni Research, 5500. Suntem deja peste 5000. Da, aproape 5000. Cum am spus mai devreme, probabil profitabilitatea este cea pe care trebuie să o urmărim. Dacă avem o profitabilitate estimată de 243 în momentul de față, în februarie, și considerând un price earnings știu și eu, undeva în jurul valorii de 19, avem 4600. Nu sună ceea foarte ce bine, nu, dar ceea ce nu pare foarte, foarte apetisant. Deci dacă facem o medie între cele două estimări negative, ne dă o scădere de peste 10% față de nivelul actual. Exact, ceea ce este neapărat un lucru. Dar considerând că este și un an electoral și considerând că, desigur, companiile pot să performeze poate mai bine decât avem estimările de profitabilitate, știu și eu dacă aceste toate estimările vor fi cumva schimbate, se poate întâmpla acest lucru. Știu și eu, probabil că ne aflăm tot în jurul acestei valori de 5.000 și ceva și 5.000 și un pic. Cu una dintre cele mai optimiste. Optimismul, de fapt, care este foarte prezent în momentul de față în piață. Da, pe asta. Asta nu înseamnă că nu sunt și sectoare care pot fi generatoare de valoare în viitor și care sunt interesante din punct de vedere al evaluării comparativ cu prețul tranzacțional. Ideea este că o parte din creșterea aferentă anului 2024 am consumat-o deja. Adică și dacă închidem la nivelul actual, tot o să fim destul de bine pe plus. Asta e ideea de bază. Da. Ultima întrebare. Argumentele JP Morgan pentru 4200, știu și eu, sunt destul de apropiate de ceea ce am
estimat eu, sau ce am zis eu mai devreme vis-a-vis de o rație cât de cât decentă de price earnings și considerând niște rezultate financiare nu, destul de modeste așa cum sunt acum. Iar Denny Research merge desigur pe o creștere ceva mai susținută, atât timp cât probabil Federal Reserve va lăsa dobânzile neschimbate o perioadă destul de lungă de timp. Totuși nu prea există loc, e foarte greu să obții o anumită creștere din activitate economică atâta timp cât masa monetară se restrânge. Trebuie să ai o creștere economică fulminantă și greu de crezut de unde ar putea să fie, desigur din inovație care avansează într-un anumit ritm accelerat, dar ca să avanseze accelerat tot de fonduri are nevoie. Dacă acestea sunt din ce în ce mai puține, greu de crezut că se va întâmpla. Ar mai putea să fie reducerea inflației, în special prin prisma costurilor la energie. Nota bene. Chestie care pe semne cel mai greu să se întâmple sau cele mai puține estimări să se întâmple acest lucru. O ultimă întrebare, repet, pe care am primit-o de la un urmăritor. Citez: ca investitor începător pe piețele externe, ce ETF îmi recomandați? Cu care să încep? În primul și în primul rând, nu știu exact dacă ar trebui să recomand un ETF. Un sector, nu un ETF în sine. Într-orice fel de recomandare sau fine, trebuie considerată situația investitorului, situația sa, obiectivele sale financiare, apetitul său la și mai departe. Când cumpărăm un ETF pe un anumit indice, trebuie să luăm în calcul faptul că acesta are o dispersie deja stabilită de către altcineva. Dorim să lăsăm controlul acestei dispersii pentru altcineva sau dorim să avem noi controlul? De ce trebuie neapărat să ne îndreptăm către un ETF? Totodată pare simplu pentru că nu trebuie să, știu și eu, să stăm să analizăm anumite companii, sectoare și așa mai departe. Dar atâta timp cât trecem, la un moment dat Dow Jones, țin minte că avea doar, Dow Jones are 30 de companii și era considerat pe la vremea sa că de fapt folosește și are dispersia cea mai potrivită. De fapt, când treci de 25-30 de 30 de titluri într-un singur portofoliu, automat de la acest număr beneficiul pe care dispersia ți-o aduce pentru scăderea riscului nu este notabil. Nu zic că am ceva împotriva ETF-ului, dimpotrivă, sunt niște instrumente extrem de care pot fi utilizate foarte bine de către mulți investitori și fără foarte mare bătaie de cap. Atâta timp însă cât te-ai orientat către un ETF, trebuie să te uiți desigur la costurile care converg din deținerea respectivă, pentru că nu avem acolo decât o investiție, știu și eu, sau fondul nu are decât o responsabilitate mecanică, nu are responsabilitate de administrare. Și mecanica respectivă, nu știu dacă trebuie să nu plătești mai mult decât ar trebui. Păi da, de regulă, decât să stai să gestionezi de fiecare dată 30 de tranzacții, când intri, ieși, rebalancezi și așa mai departe, cum ar fi să replici tu un indice, un ETF, treaba e mult mai simplă și chiar dacă plătești un pic în plus, dar măcar muncești mai puțin. Adică, până la urmă, ca randament e bun. Nu mă referam la, ca fiind începător debutant, cel care ne-a adresat această întrebare, cred că până la urmă tot un ETF decât să stea să-și construiască el portofolii, debutant fiind, repet. Ca sector, tocmai de aceea ziceam, fiind debutant, așa cum ai spus mai devreme, trebuie să ne uităm mai întâi, nu?
piața de capital în principal pornește din Statele Unite, economia pornește din Statele Unite și atunci trebuie să ne uităm acolo. Dacă mergem în afara Statelor Unite, deja ne expunem în fața unui risc zonal. Risc zonal mai mare sau mai mic. Dacă mergem în țările dezvoltate în Europa și avem, nu știu, un indice cum ar fi Dow Jones, Eurostox 50, în fine, 60, acolo avem un risc, știu și eu, poate mai mic decât într-o țară emergentă, unde avem un ETF pentru niște companii. Până la urmă, volatilitatea acelui indice este dată de cumul volatilității tuturor componentelor sale. Este foarte, foarte greu să dai o recomandare aproape în blind, pentru că trebuie să-ți cunoști clientul. Data este foarte important de văzut orizontul de timp investițional, obiectivele financiare ale lui. Acum, el ar trebui să urmărească, investitorul respectiv ar trebui să urmărească principalii indici bursieri din fiecare regiune în parte și de asemenea ar trebui să urmărească probabil și alte elemente care converg sau în fine care influențează într-un fel sau altul acest indici bursieri. Dacă vorbim de Statele Unite, nu mai vorbim de S&P 500, dacă vorbim de Europa, așa cum ai zis mai devreme, Eurostox, dacă vorbim de China, vorbim de Hang Seng, dacă vorbim de Japonia, Nikkei și așa mai departe. Da, și dacă vorbim de România, vorbim de BET. Șerban Florea, mulțumesc frumos de tot pentru participarea la acest eveniment online. Mare plăcere. Și sper să ne revedem cât de curând. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Rămâne să ne revedem cu proxima ocazie la o nouă ediție a evenimentului The Power Table. La final vreau să mulțumim Bursei de Valori București și Life is Hard DSA pentru sprijinul în realizarea acestui eveniment. Sunt Liviu Moldovan, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit. Toate bune în continuare!